Bine ai venit la Insta-Șut, un curs gratuit din 5 zile despre cum să devii popular pe Instagram și să faci bani din asta. Am făcut 2 cursuri și am primit un feedback impresionant și am înțeles că cel mai bine putem să dăm acel șut în fund metaforic ca tu, fiind ori expert, ori un creator de conținut la început de drum, să te apuci de treabă, să-ți elimini niște frici, să-ți formezi niște deprinderi și să începi să-ți împli buzunarele cu bani. Sunt Vadim Cușnir și fac marketing din 2016. Am în spate zeci de colaborări cu afaceri mari, am elaborat strategii de dezvoltarea comunităților pentru Asociația Întreprinderilor Mici din Moldova, pentru Laurent și pentru multe alte branduri. Am instruit managerii din companii de gen Oriflame, Avon, Microinvest și foarte multe altele. Am consultat sute de afaceri, inclusiv și experți. Mai nou gestionez Academie Vie și 2 proiecte populare în Republica Moldova. Primul proiect este Unul Noaptea, unde sunt producător. Cine știe, ridicați mâna. Al doilea proiect, sunt chiar host la podcastul Nota 2. Cunoașteți locația? Mi-am dezvoltat contul de Instagram, mi l-am crescut până la 20.000 de urmăritori în doar 45 de zile. Am identificat o strategie pe care o folosesc foarte mulți experți populari care sunt și bogați și renumiți și am împachetat toate cunoștințele într-un șir din doar 5 exerciții, pas cu pas, cu ghidaj și cu instrucțiuni. Tot ce trebuie este să dai click, să te înscrii și să urmezi cu exactitate tot ceea ce îți propun eu. Și asta o să-ți schimbe viața. Hai, grăbește-te! Curând începe! Știi ce mă interesează aici? Aici mă interesează de unde ai crezut, cum ai crezut tu în tine că le-ai promis așa. Blin, dacă eu dintr-o valiză am ajuns să am așa sumă de bani în cont, înseamnă că eu cu așa colectiv văbșe pot să răstor munță. Pur și simplu, încă o dată am înțeles că atunci când cazi, trebuie repede să te ridici și te-ai dat cu zilioncă și gazul. Dar nu să stai să-ți lingi rănile și să aștepți că ele să-ți treacă și că de undeva cineva să dea cu praf magic. Așa, spate, da? Așa. Bun, Valeria, salut. Deci, salut. Te-am văzut prima dată la Titania și apoi la Insta Sprint. Și am ajuns, iată, să discutăm aici. Pe mine mă interesează tare mult subiectele de... Eu am văzut și am aflat despre sumele care le-ai încasat, business-ul care l-ai tu în Italia. Și m-ar interesa tot ce ține de mindset, de bani, de calea de femeie, de succes, dar încolo o să... ajungem treptat, minim interesează și ei și am început să discutăm la ușă. La intrare, asta e, tu ai spus așa o frază interesantă, că Doamne, și ne de greu să lucrez cu oamenii de aici, că e diferență de mentalitate. Adică, cât timp tu ai stat în Italia, în general? Cât timp stai? 10 ani, cred că mai bine de 10 ani. 10 ani stai acolo, da? Și tu începi a observa probleme în comportament sau în gândirea moldovenilor. Și anume pe tine te împiedică și unde îți vine greu să lucrezi cu moldovenii? Mai mult în gândire. Fix așa, cu 10 ani în urmă, ne-a fost greu acolo să mă integrez, pentru că eu eram, avem obiceiurile exact ca aici. Acum însă, de când am deschis activitatea și în Moldova, e total opus, pentru că aici lumea e un pic mai... tare să iubești bârfa, ce am eu să n-aibă nimeni și respectiv e foarte greu să-ți promovezi un produs când nimeni nu vrea să-l publice, să-l distribuie, să-l tagheze și concurența o văd un pic deși acum e agresivă. De exemplu, în Italia e mult mai loială. Noi cu fetele concurente putem să ne întâlnim, ok, poate nu toate. Dar și în genere eu consider că nu am concurență. Eu am colegi și ne consideră concurentul meu are probleme de autostimă. Aici cumva, aici cumva e un pic mult mai diferită faza asta. Asta, deci corect înțeleg ce spui tu, ține de că oamenii eu personal, lucruri profesionale, da? Foarte personal și... E tare greu să ajungi la om să-i explici că, blin, asta e business. Nu, dar poți să dai vreun exemplu ceva de dificultate care ți-ți pare de a mă o leacă sălbatică, de exemplu? Da, de exemplu, noi ajungem la un client care deja lucrează cu alt brand și ceilalți din brandul concurent intră la dâns cu destul de serioasă feță. Feță, da, și gen, tu liba ești cu noi sau te-ai dus cu fata șeie de la Milano. Care-i treaba? Produsele se pot combina. Eu singur folosesc produse din mai mult de 5 branduri, dar eu sunt distribuitor doar de 3. Dar tu vorbești de promovarea anumitor produse cosmetice, da? Da, dar nu doar de asta. Chiar și la nivel de serviciile care se oferă cumva. Aici lumea îi caut și mai renumit, salonul să fie cât mai de lux și nu, și nu contează calitatea pe care omul ți-o oferă, dar cum ar veni pafosul. E interesant, e foarte interesant cum tu observi asta dintr-o parte, pentru că tu cumva, nu, uite, tu și tot ești din Moldova, așa? Și cumva faptul că ai trăit în alt mediu, el te-a marcat cultural, da? Da, de exemplu, eu sunt tare ok cu Moldova și eu revin aici cu o dragoste enormă, pentru că eu oricum am rădăcinile aici. Eu ador ca copiii mei vara să vii, să-mi le desculți, să mănânci căpșuni din țărnă luate, dar cumva modul de gândire e un pic lasă de dorit. Interesant. Da, hai să întoarcem o leacă perspectiva asta și spunem, da, ce apreciezi tu, chiar așa, ce apreciezi tu tare mult la italieni și ai vrea tare mult să aibă și moldovenii, dar nu au? Blin, italienii ca clienți, eu îți dau exemplu, eu am o clientelă, cred că 85% italieni, italianul, când scoală, el te îmbrățișează, te cuprinde și dacă îl rogi să lesi o recenzie, el numai decât o să-ți-o lesi. El poți să uite, dar dacă ai insistat cu un link și un mesaj de mulțumire că au fost în vizită la tine, el numai decât o spui și o poză. Mai ales că eu în salon am un service față de clienți destul de dezvoltat, adică noi aveam și un pahar de șampanie și o căpșună, cafea, latte, tot ceea ce poate să existe și pentru ei asta e ceva wow. Și adică ei te recomandă, la mine business-ul s-a pornit tot din recomandări. Adică dacă el a venit odată, pe urmă vine toată familia lui și tot cercul lui de cunoscuți pe care îi are împrejur. Dacă i-a plăcut, și foarte greu ca să nu-i placă. Foarte greu din cauza la service? Cred că în comparație cu ceea ce se oferă acolo pe piață și în plus că ei tare mult se afecționează de tine ca persoană, ca caracter. Și adică nu umblă azi la tine, mâine la altul, că e cu 5 euro mai ieftin. Ok, este și categoria aceasta, dar dacă tu ajungi la un preț cu clasa de mediu, cu care e cel mai fain să lucrezi acolo, chiar ești ok. De exemplu, noi acum am trecut printr-o mărire de prețuri destul de drastică și sales managerul nostru, desigur că pe cei care un pic se revoltau, eu sunat, vorbit cu fiecare în parte și cred că noi 80% i-au reușit să-i aduc înapoi în salon și tot e ok, pentru că ei merg pe asta, că eu vin de atâția ani la tine, eu am văzut toată creșterea ta. Uite, țin minte de când tu umblai cu valiza aceea roz prin oraș, pe căldură și adică pentru mine e ok și asta e tare fain că tu ai reușit să ajungi aici. Vezi, asta ies că clienții se identifică și cu toată povestea ta și cu povestea de succes, da? Da, și în plus și cu echipa pe care noi avem, pentru că la noi în salon când intri, tu simți o atmosferă de echipă. Acolo tot parcă lucrează într-un lanț și fiecare se completează pe celălalt. Eu câteodată nici nu reușesc să ridic capul să cer ceva, că mă aud fata deja e lângă mine cu ceea de ce eu am nevoie și fix așa și fetele între ele lucrează. Dar asta nu seamănă o leacă dictatură? Nu, asta eu consider că e leadership tare bine dezvoltat, pentru că la mine este o sistemă foarte faină de premiere. KPI-uri, am înțeles? Da, bonusuri, avem fete care câștigă 1200 și avem fete care au câștigat și 2900 ori 800 cel mai mare salariu pe lună. Da. Tu așa liber vorbești despre asta, dar nu există competiție. Adică tu spui despre salarii că oamenii în echipă, de exemplu, primesc diferit, asta e normal? Echipa ta știe că ei primesc diferit, da? Da, pentru că de mine de câte ore lucrez, de cum tu te... Eu într-o seară în glumă am chemat o fată, vroiam să aflu cum se simte copilul ei Și o sun și spun că am nevoie de tine, era sâmbătoara 8-9 seara, zic că am nevoie de tine, un client important. Și eu zic că sunt pijamă, din 15 minute să ajung. Și zic că o stai că eu am primit. Adică ca să spun cât de mult ele sunt atașate de... Am înțeles. Deci echipa e puternică. Dar spune-mi, mine mă interesează chestia cum în Italia se consideră centrul modii, fashion. Prin urmare, cred că serviciile acolo de fashion trebuie să fie la nivel înalt și ele trebuie și exemplare pentru toată lumea. Cum au ajuns moldovenii să construiască acolo un business care să ține mai bine decât competiția? Reieșind din ce spui tu, că clienții sunt devotați și apreciază asta. Eu când am ajuns în Italia, italienii nu știau ce înseamnă asta, unghii, genii. Ei se uitau la noi și rămâneau cu ochii căscați când te vedeau că tu pur și simplu ai ieșit din casă la magazin și ești aranjată, ai unghii, genii. Adică cumva pentru ei asta era tare straniu, ca între timp cu intrarea moldovenilor, ucrainienilor, rușilor pe piață, încet, încet vezi cum italienii acum punctuali își fac tot ceea ce se face și aici la noi în Moldova. Adică cu 10 ani în urmă asta era tare, tare straniu. Și în plus, business-ul pe care eu l-am adus în Italia era o traumă pentru ei, pentru că a fost vreo 10 ani în urmă un boom care tare mult păr o ars, o stricat. Și eu chiar am lucrat gratis 2 ani de zile doar ca să fac cunoscut acest business. Și eu am fost prima persoană din Italia care a reușit să deschidă un salon doar pe așa segment. Dar pe ce anume? Pe păr și legat? Da, eu am început cu tratamentele de îndreptare a părului, fierbinți, și pe urmă m-am reprofilat pe tratamentele de reconstrucție a părului plus tratamente de îndreptare. Adică noi nu avem colorere, decolorere, tu bați ungi și spui bună ziua, vreau să-mi aranjez părul sau să-mi faci o frizură, la noi nu există așa serviciu. Dacă tu ești clientul nostru, faci un tratament, noi ți-l oferim gratuit. Doar frizura și aranjarea, adică colorări nu avem în salon. Dar putem să întreb, o leac să întreb mai profund, dar ce înseamnă îndreptarea părului ca serviciu? Sau cum, ce înseamnă probleme cu părul, în primul rând? Da? De care? E ca la mine el chică. Nu e normal, au chicat și Dumnezeu cu dânsul. E asta acum, dar dacă tu leac mai târziu, mai devreme încercai să-l ajuți, clar că el oricum era scăzut, dar puteai să-l lungești un pic perioada asta. Eu cred că ceea ce fac eu e mai mult o problemă estetică. De exemplu, fetele care sunt foarte creați și ele tot viața se îndreaptă cu placă, așa un păr drept, dar ars și obosit. Pentru că ele și de 2 ori pe zi sau în fiecare zi îl trec cu îndreptătorul, 230 de grade și nici nu l-a uscat ghinic să grăbește, nu a lăsat părul să răcească, dar a băgat imediat placa. Și adică tratamentele de îndreptare, ele modifică structura părului și tu ai părul drept de la 4 la 6 luni. Aici tot a fost mare chipeș pentru că coloriștii toți au sărit în cap că e greu de decolorat după. E greu, dar nu e imposibil, pentru că, de exemplu, eu în Donatti am un tratament care stabilizează pH-ul și după poți să decolorezi părul până la ce nuanță tu vrei, nu ai nicio problemă absolut. Pur și simplu lumea încă nu știe despre asta. Donatti, asta e alt brand, să înțeleg. De câte afaceri ai tu? Hai, normal să luăm așa. E numai salonul? Eu să înțeleg că-s 2, da? Nu, sunt mai multe. Noi avem salonul în Milano, care este destul de renumit. Practic suntem salonul numărul 1, primii am fost care o deschis. Avem Academia, unde facem cursuri, predăm elevi în toată Europa. Instruiți specialiști în beauty, în servicii care tu le prestează. Da, îndreptarea și restructurarea părului. Avem distribuție. Și distribuția asta e produsă cu care noi și lucrăm. Și deja în Moldova și România, împreună cu partenera mea Alina, am devenit distributori. Tot în Moldova suntem de 3 branduri. În România, cred că tot de 3 încetșor. Branduri tot de produse, cumva, da? Doar produse pentru păr. Cel mai mare accent noi vrem să-l punem pe produsele de restructurare, pentru că cumva în Italia ele au avut un succes enorm și eu simt cum interesul tot crește și crește. Eu zilnic primesc întrebări de la mieșteri foarte renumiți și lumea încearcă cumva să treacă pe ceva mai natural, mai sănătos, mai... Dar în plus asta tare aduce banișori, pentru că, de exemplu, dacă clientul face un airtouch, dacă vorbim de colorare, și el vine la tine de 2 ori pe an maxim, că cam așa e durata de 6 luni, tu cu tratamentele de restructurare poți să-l aduci măcar încă de 4 ori în aceste 12. Da. Fix așa și în îndreptare. Eu de ce m-am băgat în chestia asta? Pentru că eu studiez foarte mult, fac cursuri și la un moment dat pe mine m-a depășit, ok, păr drept, parcă vroiam ceva, m-am gândit la coloristică, una alta, până am descoperit niște meșteri în Rusia care deja făceau un marketing tare fain pe tratamentele de restructurare. Am mers încolo, am făcut curs și de atunci totul a crescut la un nivel mult mai înalt. Ei te-au învățat să vinzi mai bine? Nu, ei m-au învățat doar să le folosesc. Produsele nici nu trebuie atât de tare să le vinzi, pentru că odată ce tu l-ai încercat, e foarte rar când clientul nu se mai întoarce înapoi. Iasă cumva că tu te-ai nișat pe păr. Da, doar pe păr. Deci tu ai luat femeia, grubă găvărea, clienta ideală, nu care are probleme cu păr. Dar majoritatea oricum sunt femei, corect? Da. Care are probleme cu păr. Și tu deservești problemele astea de păr și faci din asta bani. Și la Titania au zis că încasai maxim 70.000, media cam cât e? 20-30. Noi am trecut de mult, noi am făcut 2 recorduri vara asta. Am trecut de mult de suma de 70.000, dar nu în toate lunile, pentru că noi avem luni mai slabe, luni mai puternici, să spun o medie, sunt între 40 și 50.000 de euro pe lună. Dar acolo și cheltuielile sunt foarte mari, adică costurile. Asta e cifră de afaceri cumva de vreo 600.000 de euro pe an, cumva, rulajele. E nice. Foarte nice. Da, am trecut deja de 1,5 milion de euro de încasări. Ei, dar tu curând și milionară. În încasări. Nu, clar, dar asta și, ok, și în capital poate acolo, asta altfel se calculează un pic, dar oricum. Da, ai scopul ăsta de a fi milionar în general. Hai să vorbim despre spiritul tău antreprenorial, reșind din povestea ta, cum ai ajuns tu în Italia și cum acolo ai lucrat. De unde a fost pornirea asta de eu vreau singură și cum te motivezi tu? Ai vis să fii milionară, să fii în top Forbes? Sau să fii în, da, dar nu e atât. La mine toate obiectivele astea nu se bazează pe bani. Eu asta fac dintr-o adrenalină pură și când văd cum echipa crește de la o persoană, acum suntem 15, cumva asta vine de la sine și respectiv crește și venitul și capitalul companiei, dar eu mai mult mă axez pe adrenalina asta care ne-o dă activitatea asta, să fie mereu în mișcare. Dacă eu m-am săturat să fac keratină, n-am dormit o săptămână, pax, alt business. Eu zilele astea prin Chișinău, umblând și întâlnind câteva probleme, eu deja am o idee de business aici nebună, pe care n-ați vă spus că să nu ne-o fure nimeni. Adică, cumva, eu mă reinventez din problemele care le întâlnesc pe stradă. Cum spune soțul meu, tu când n-ai probleme, ți le faci ca să ai și descurca. Nici asta nu-i cunoscut. Dar și te faci pe tine să ai adrenalina asta? Pentru că, pe de-o parte, eu văd în șirul multor femei și bărbați tendința de a merge spre stabilitate, spre un salariu, un job stabil, dar la tine din contra, tu te bași tot vremea acolo unde trebuie de schimbat și de făcut... Și de la zero. Da. Cred că asta e soțul meu care mă motivează și mă împinge, practic, mă aruncă. Asta cum se întâmplă, iadă? Poate o să o arunc și eu pe Cristina. Bine, uite, ca să-ți dau un exemplu, când eu eram însărcinată, cu a 2-lea copil, băiet, tare bucuros, fericit, moștenitor în familie, și el ne spune că eu vreau ca băiatul meu să meargă într-o mașină tare, tare bună. S-a uitat el prin statii și tot el e pasionat de mașini și cu asta și s-a ocupat practic toată viața lui. Și îmi spune, tax, eu am găsit Infiniti. Cu ce mașină ați venit? Cu Infiniti. El a spus că, uite, au luat locul 2 în lume, tac. Ne-a uitat pe internet, bugetul era dublu de ce și eu putem să-mi permit. Eu nu știu ce-au făcut, eu nu știu cum asta a avut loc, dar eu peste 3 luni avem mașina asta. cu jumătate de preț din costul ei cumpărată, am achitat tot din banii mei câștigați. Sau un alt exemplu. El a cumpărat un Viano, un Mercedes, și l-a dus în România singur, i-a pus numele Valeria Mystic Hair și îmi spune: mașina asta o să te duc pe tine în toată Italia și în toată Europa să faci cursuri ca să încapi toată echipa ta. Și încet, încet, anul ăsta, asta și-am trăit. Foarte nice. Adică el cumva îmi dă ideea și eu, din inconștient sau motivat, o realizez. Interesant, interesant. Dar mai este ceva. De exemplu, eu în salonul în care mă aflu, de la care am pornit, cred că în 3 ani de când sunt acolo, noi am făcut restructurări deja de 4 ori. Restructurări la nivel de echipă? Sau nu, nu, de păreți, mobilier, pentru că, ok, am ajuns, obiectivul meu cândva era 30.000 de euro pe lună încasări, am ajuns acolo, prima lună, a doua, a treia, a patra deja. Eu nici nu mă mai duc la lucru. Chestia asta deja nu mai aduci nici o plăcere, în loc să te duci fericit că, oi, wow, ce de clasă, eu încep să intru într-așa o stare de tristețe sufletească și să încerc să mai inventez ceva. Am făcut o leacă de restructurare, am reprofilat un pic strategia pe Instagram și gazul mai departe cu altceva nou. Tarena, aici eu mă identific. Eu tot încep mă plictisi repede când ceva spune pe stabil proces. Știi? Asta se numește creativ dispersiv. E tare greu de ținut dispersivitatea asta ca să nu-ți aducă minus în activitate. Asta, pentru... Tu ești și creativ, dar și dăunezi, așa-i? Da, pentru că dispersiv asta înseamnă că tu ți-ai deschis 5 idei, 5 startup-uri și tu ai făcut o leacă aici, o leacă aici, o leacă aici și una dintre ele se le pierde. Da. E tare fain când creativul reușește să-ți găsească stabilitatea lui și să dezvolte în jurul. Eu încă n-am reușit să găsească. Nu, dar uite, vezi, tu recunoști asta, tu te analizezi, dar uite, eu am auzit de mai multe ori acum că tu ai spus că te-ai educat mult, te-ai instruit, așa-i? Da. Ce legătură ai găsit tu dintre educația continuă și instruirile cu business-ul în general? Pentru că e că asta e una din probleme în Moldova. N-afic nici să îmbl la cursuri și așa știutat. Da, știi că este tema asta. Da. Eu, de exemplu, am venit la Sprint având la echipă... Sprint asta, la Academie. Da, la Academie Vie. Având echipul de social media în Moldova, echipul de social media în Italia și fără a avea nicio necesitate ca eu să fac asta, dar anume adrenalina. Eu am vrut să văd cum e tătă sovăcica asta din interior. Și state ne-a plăcut, pentru că acolo erau vreo 60 de oameni noi, cu care cu jumătate cred că noi ne-am schimbat cu... contacte, dar ne urmărim pe Instagram, comentăm, ne vedem și adică e ceva care te motivează să schimbi ceva, să faci ceva mai nou. Adică eu nu am venit acolo pentru că eu nu știam nivelul ăsta, eu îl știam, dar în orice chestie, cât de mic n-a fi, tu poți să găsești ceva tare fain. Deci tu îmbli la cursuri, e corect înțeleg, ca așa, să cunoști oameni noi. Da, în primul rând. Și să găsești careva idei. Cu oameni noi. De mai întâi spun, eu fac în afară de cursurile astea mici, eu fac o școală de business în Italia, care pe minim costă cu IVA 3.000 de euro pe lună. Mulțește la 12 luni. Și făți două calcule. Banii știu, eu aș putea să-i folosesc să-mi iau o mașină de ultimul model sau să mă duc în vacanță unde vreau eu sau să-mi cumpăr genți de la branduri de astea. 36.000 de euro. Mai mult cu IVA și cu asta îți primești. IVA asta e TVA-ul. TVA-ul e mai mult. Îți primești aproape 50.000, dacă nu greșesc. 50.000 de euro în curs. Socoate, în 10.000... Da, și la tot asta trebuie să adaugi 22% de IVA, de TVA. Dar de respectiv de oameni, da, să vă spun un punct și lumea nu poate să înțeleagă. La școala asta de business, deși eu m-am dus acolo, ei conduse doar de milionieri, miliardieri și mult mai sus în toate chestiile astea. E înființată de o persoană foarte influentă și foarte bogată, care are 27 de societăți profitabile, în afară de startup-uri și chestii. Are multe chestii gratuite, faci ceva cu asta. Și acolo vin diferiți speakeri și într-o zi unul din speakeri spunea: beți, nu mâncați numai pe la kebaburi, fără ca să fac niciun fel de antireclamă sau ceva. tu trebuie să-ți dai seama că locurile care tu le frecventezi, asta e clientela pe care tu ți-o aduci în afacere sau prietenii care ți-o aduci în viață. El spune așa, eu aveam buget fiind elev, student, ajutat de părinți, buget de 100 de euro pe săptămână de mâncat afară. Colegii mei și fășeau. Ei îl împărțeau în fiecare zi acolo câte 15 euro și duceau în toată ziua la pizza. Eu mă duceam în cel mai scump și cel mai fain local din orășelul și ăla micuț de unde el a crescut și mă duceam o dată pe săptămână stabil acolo. Și când eu am desfăcut prima mea afacere, toți cei care mergeau acolo au devenit clienții mei. E că asta e punct bun. Foarte bun. E bun. Foarte bun. Asta e unul. Doi, eu tot prefer. De exemplu, eu am fost acum la Sovata, dacă spun 10 ani în urmă, și în condiții noi ne odihneam la Sovata, noi acum am fost în cel mai luxos hotel din regiune. Cred că e ultra all inclusiv și tot. Eu acolo primesc așa o motivație. Eu acolo cunosc așa oameni care pur și simplu după asta te fac să răstorni munțe ca să ai și tu asta mereu, să poți oferi copiilor tăi asta și acolo îți vin și idei tare faine. De exemplu, eu nu am ieșit din hotel, eu nu m-am dus acolo, eu pur și simplu aveam nevoie să pot să lucrez. Cu tine tot l-am făcut Zoom-ul de acolo, din hotel. Eu aveam nevoie de un internet bun, de un serviciu bun în cameră, restaurant, piscină și terasă, unde eu pot în timpul liber să stau o oră fără ca nimeni să mă deranjeze și anume serviciul, prosoapele curate, toate chestiile astea te motivează că tu mereu să vrei să fii acolo. Păi stau eu și mă uit la statistici pe YouTube și înțeleg 7 din 10 oameni care privesc podcastul ăsta nu s-au abonat. Nu în regulă. Abonează-te chiar acum. Hai click și hai să fii alături de Nota 2. Ne-am înțeles, da? Deci tu intenționat cheltui bani pe lux ca să te îmbolnăvești de lux. Da. Corect? Da? Dar, în paranteză, eu nu cheltui bani împrumutați sau ultimii bani pe care eu îi țin și mă gândesc în ce să investesc banii ăștia, nu. Eu am un buget minim, că clar că dacă hotelul și-ala avea scoase 500 euro pe noapte, la moment el nu este de nivelul pe care eu pot să mi-l permit. Eu mereu sunt foarte rațională în asta și mă gândesc, tu poți să-ți permiți asta? Ok, dacă poți. Dar oricum crești. Da, crești. Cu cât mai mare venitul, cu atât mai mult tu crești cheltuielile. Așa-i? Da. Așa, uite, aici noi suntem tare opuși cu soțul. De exemplu, el preferă să... Dar acum, încet, încet, eu văd că lui tot tare începe să-i placă chestia asta. No, dar păi, sigur, deși să nu placă. Ieri îmi spune... Tax și hotel ai luat încă... Dar nici nu te întreb că eu de-am știu cât are să ne placă. Uite-te, dar reieșind din oameni, reieșind din ce ești spui tu despre oameni, eu înțeleg că tu conștientizezi importanța networking-ului, da? Da. Ia să dezvoltăm un pic chestiile astea. Cum tu îl mai dezvolți? Pe lângă faptul că, de exemplu, eu am înțeles hintul așa, mergi în restaurante mai scumpe pentru că acolo sunt oameni cu mai mulți bani și ei poți deveni clienții tăi sau partenerii tăi și inclusiv, da? Dacă mă duc, de exemplu, la un restaurant mai ieftin, eu acolo n-ați găsesc ca și oameni. Asta e logica, da, din chestiile astea. Decât des și la restaurante mai ieftine, mai ghini o dată pe săptămână, dar la unul bun. Pentru networking. Da. Bun. Încă și chestii de parteneri, de oameni. Și ai mai observat? Eu merg foarte mult pe emoții și energie. Așa. Eu când am vrut să mă înscriu la Sprint, am scris ții și încă la cineva din domeniu și la urmă, după ce am scris prezentarea, am trântit un pricolcic. Și prima persoană mai nu ne-a dat bloc, tu ai răspuns și te-ai râs și de aici s-a primit. Și adică eu cumva am simțit că ok, eu cu omul ăsta o să pot să am un dialog, așa, la limbajul care îmi place mie și la nivelul care îmi place mie. Asta e unul. Eu niciun angajat de meu nu a trecut CV-ul. CV spune corect. CV-ul, tipa, convorbirea te referi? Da, curriculum. Eu îl share, ok, nici nu mă uit, eu fac o față de șeia umne și pur și simplu încerc să văd cum el vorbește. Pentru mine e foarte important persoanele care sunt în echipa mea, în oricare din domenii, să gândească nu doar la binele lor. persoanele care se gândesc mai întâi la altcineva și pe urmă la dânsă, o să aibă succes mereu. Și sunt cele mai devotate și cei mai buni lucrători și întrânși trebuie de investit și cu dânsă o să ai echipă. Așa, asta e un hint de-a tău de angajare. Da. Tu alegi oamenii după modul în care ei se pot pune în locul altui om. Da. Da? Și în plus, tare îmi place să ajut oamenii care chiar au nevoie. De exemplu, ni cu 2 săptămâni sau 3 în urmă ne-a scris o cunoscută de-a mea pe care eu nu am văzut-o de mai bine de 16 ani. Că este, am văzut că tu pledezi pentru libertatea femeilor. Uite, este o fetiță care are nevoie de ajutor, e venit în Italia. Eu n-am întrebat cine, ci cunoștința. Am spus, ok, dă numărul. I-am sunat-o și am spus, mâine vin la Milano, era inginer din alt oraș, la lucru. Au venit soțul, a dus-o și ești până în ziua de azi lucrează cu noi și asta a fost o descoperire destul de plăcută pentru colectivul nostru. Clar că ți le iei și sub coaste de la chestiile astea, dar cumva... Cum? Sunt, da. Deci și... moneda are două părți. Da, are două părți, dar cumva oamenii ăștia îi simt tensiunea, pentru că acolo tăți sunt pozitive, s-a și nu-și găsesc locul și încet, încet pleacă singur. Eu am concediat 1 sau 2 persoane în toată activitatea mea, niciodată n-am ajuns la așa. Cumva eu plecat singur, care mai frumos, cu care și acum ne scriem, ne salutăm, le dau produs, care mai urât, dar asta deja fiecare alege și... își pune monede la karmă singur. Da, pleacă de regulă pentru că au energie negativă, atitudini negative, da? Sau cum nu pot să înțeleagă, și nu înțeleg așa oameni de regulă, din punctul tău de vedere. Nu înțeleg ce înseamnă spirit de echipă, nu înțeleg și cheltuieli stau la baza și sacrificii stau la baza succesului. De exemplu, am avut persoane care în prima zi de lucru cel mai mare interes a fost cât eu am făcut în ziua aceea. Tu personal? Da. Aha. Nu, cât s-o încasat în salon în ziua aceea. Da. Ca să-ți dau un exemplu așa. Sau persoană care mereu se simțea că eu știu că tu la fete dai mai mult și tu ne dai mai puțin. Știi, vine de aici de la 100 euro pe lună la 1500 cu gazdă tătă achitată de mine. Da. Și cumva îi părea că faci prea mult pentru mine. Dar ei singur să nu rezistă la tensiuni. Că eu cât de pozitivă dacă am pus ochii, cum spune Titania, nu te uita cu albul. Dar asta ce înseamnă? Nu te uita cu albul? Ceva așa. Ah, am înțeles. Ok. Nu reușesc să fiu fals. Eu ce și sunt față de tine, așa e să vezi. Ok, deci networking, investiții în educație, precum cursuri scumpe. Și nu doar în educație. Eu, de exemplu, investesc tare mult în educația echipii mele. Eu, dacă am văzut un meșter tare fain aici în Moldova, l-am întrebat cât costă ca el să vină, ne-a spus un preț, eu nu am tratat un cent, l-am adus și-a făcut curs la echipa mea. Am văzut o tehnică nouă sau o keratină nouă sau am văzut că cu brandul Donatti avem careva dubii. Am adus recent, acum în mai, meșteri din Brazilia, care au stat cu noi o lună de zile și fetele au învățat de la ei. Dar asta nu afectează, gen, tu faci investiții și apoi oamenii pleacă și tu faci în zadar investiții? Nu, e în zadar pentru că cine pleacă și nici tare nu a ascultat. Așa, am înțeles. La dânșotri, eu deja îi știu și le spun că nu e obligatoriu să vii. Așa, dacă vrei, adică prezența nu este obligatorie. În primul rând, la orice curs eu spun, fetele, prezența nu este obligatorie. Vine doar cine dorește. Pentru că este timpul vostru liber, că de obicei ele se fac duminica sau în zilele libere. Zic că este timpul vostru liber, el nu... Voi puteți alegeți și care vine și stă o oră, care în genere nu vine, dar eu am în echipă, dacă sună, vreo 5 fete de bază care... orice nu le da, ele tot învață, ele prind. Și astea și-s baza mea, ele fac cursuri împreună cu mine. Eu acum lipsesc de 2 săptămâni, acolo ei tot îi... Superb. Pentru un antreprenor asta de amă e level, când echipa poate așa să funcționează. Și ea funcționează mai bine fără mine. Și îți spun și deși, pentru că, dar nu echipa, salonul, pentru că eu fac reduceri la clienți. Că clienți uit la mine și spune... că eu tem cu 20 de euro măcar fain. Ei, hai! Și asta s-a simțit foarte tare la prima mea plecare în Moldova, cu un an în urmă. Fix. Au crescut în casările când ai plecat? Cu 2500 pe săptămână. Cu 10.000 de euro au crescut? Pe lună, da. Așa, pe lună, pe lună, da. Tare interesant. Dar cum e asta să înțelegi că tu ești limita afacerii tale? Cum asta tu asta ai... Asta e foarte dureros. Eu, ca să înțelegi, într-o săptămână, cred că dormeam câte 2-3 ori. Eu am socotit până și la șampon. De exemplu, la noi kitul, setul de șampon, mască și levin costă 69 de euro. Dacă client cumpăra 3 și client de meu, îl dădea cu 60. 3 clienți pe zi, câte 9 euro la client, înmulțește la 25 lucrătoare și pe urmă înmulțește la 12 luni. Asta sunt 9.000 aproape de euro pe lună. Doar din asta. Aici de 9.000 tu poți să-i dai ca bonus la colectiv sau poți să fie profitul tău, care la mine încă tare încet vine. Da. Exact așa. Dar cu 20 de euro la client, asta în genere se vorbește de peste 100.000 de euro pe an. Să coate 10.000 pe lună, mulțit la 12. Da. 120.000 de euro. Să întoarcem matematica când începe asta să înțelegi. Și eu sunt tare slabă la matematică, să știi. Din matematica niciodată nu mi-a plăcut, dar că atunci și fără calculator, eu am stat cu foița și cu la ora 3 eu îl băteam pe soț, pe mine, eu mă duc, undu-și la lucru. Tot. El știe deja că când eu am așa stări, el nici pur și simplu trebuie să-mi dea pași, să stau singur, să... Dar și fel de stări? Stări de conștientizare, deși de criză? Da, de criză, criză, da. Eu mă lăs tot asta să acumulă și la un moment dat eu simt că trebuie să fac ceva, că este o persoană toxică în colectiv. E că asta tare fain, încă și-am învățat la cursul ăsta. De exemplu, în colectiv sunt campioni, medii, și persoanele toxice. Campionii din medii să-l treci în campion în maxim 2 săptămâni. Și asta e și s-a întâmplat vara asta la noi. Toxicul îți strică echipa în 3 zile. În 3 zile îți trage toată echipa în jos. Și e foarte greu să lucrezi când ai persoane toxice în colectiv. Dar cum se manifestă toxicitatea în cazul tău? Lenoși, bârfitori. Asta e cel mai tare și eu urăsc. Adică dacă lenea cumva încă poți să lucrezi la ea, la bârfie acolo nu mai poți face nimic. Și de acolo se creează probleme, zânzanii, ură între fete și ceartă de asta și cu clienți. De exemplu, persoana care dacă vine dispusă la lucru, el face niște aranjări sau îndreptări perfectă, dar dacă vine supărat, el îți face că eu ies clientul și zic stai, uleac. Vine înapoi, spală capul și mai fă, încă îi faci poză să o pui pe Instagram. Și cu tine. Deci starea oamenilor influențează calitatea serviciilor. Foarte tare. Și în special a persoanelor, pentru că dacă să vorbim de campionii mei, eu odată intră și o văd pe Cristina răzamată de un calorifer. Și glumesc, așa lucrezi tu. Când mă uit la dânsa, dar e albă pe față, pun mâna, ea avea vreo 40 de grade de fierbă și zic, tu și faci aici în genere, tu te acasă. Da, dar știi cum mă tem că e mulți clienți. Eu lucrez, te schimb eu, adică campionul, el se gândește mereu în primul rând ca colectivul, să nu piardă prin urma că el, că eu nu îi impun, ca să înțelegi. Eu la campioni niciodată nu le-am calculat orele. Eu lor le dau în bază la munca pe care o fac în totalitate. Eu văd asta, nu trebuie să stai să scrii sau să calculezi orele. Și adică cumva să faci tot în prietenie, dar ei în primul rând se gândesc la dânși în colectiv. Că nu cumva lipsa mea să afecteze calitatea sau fetelor să le fie greu, că am venit că azi era o fată afru și știu că e foarte greu și mă temeam că fetele să fie puse în situație, de exemplu. Am înțeles. E interesant. Asta este că cumva campionii asta sunt membrii echipei care cât de cât un pas în a fi parteneri. Da. Corect? Da. Ceva de genul ăsta. Exact, tot la cursul ăsta eu am învățat o tehnică tare pricolnă. Persoanele care îți aduc foarte mult venit lunar, tu le pui un obiectiv. Uitați-vă, băieți, noi trebuie să ajungem la 100.000 de euro pe lună. Da. Și chestia asta să fie 3 luni la rând stabil. Nu 99 și nu mă interesează să fie 101. Să nu fie 100.000. Deja dacă e mai mult, cu atât mai bine. Dacă persoana asta ți-a ajuns obiectivul ăsta și a trecut de 3, îi dai un bonus, îi mai dai 3 luni la rând, da. Îi mai dai 3, dacă asta tot se transformă tot în cifră mai mare și mai mare, la 6 luni este așa o chestie, duci la notar, persoana plătește notarul, acolo e câteva sute de euro și tu îi cedezi 3% din companie pe un termen limitat. Că dacă o dai pe viață, asta e... Clar, limitat, tipa cât lucrează în companie, nu, da? Nu, tu îi stabilești tu cu persoana 3 ani. Am înțeles. Dacă în aceștia 3 ani tot crește și crește venitul și tu vezi că persoana deja se dezvoltă și îți aduce încă mai mult profit, deja poți să-i mai dai pe 3 ani. Că nu poți să faci pe viață, pentru că oricum asta e compania ta și poate pe urmă o să fie cineva și mai puternic ca el și o să trebuia să fii motivat și atunci dai la altcineva. 3% din o firmă care aduce 100.000, de exemplu, dar asta sunt casări. Nu, da? Din profit. Din profit, da. Da, chiar și să fie 20.000, dacă el te ridică la 60.000, da, chiar da. Dacă tu lui îi dai acele 10.000 din profit, că e procentul lui, tu oricum nu ai 20. Dai cât 40 sau 50. Da, da, înțeleg cum spui tu. E interesant, dar eu cred că la noi este foarte greu în Moldova să obții. De asta aș spun că e mult mai ușor să lucrezi acolo. Pentru că acolo, în primul rând, acolo nu există lucru la procent. Pentru că dacă eu ți achit 1.500 pe lună, eu mai am 500-700 cheltuieli care eu le dau la stat pentru tine. Adică tu nu ai 1.500, dar ai 2.000 sau 2.200 salariul, cum ar veni. Toți banii ăștia se duc la tine în fondul de asigurări, pensii și tot așa mai departe. În Italia... La noi tot e așa. Adică tot companiile plătesc salarii brute cumva și plătesc și impozitul. Eu înțeleg la ce tu te referi. Dar hai să revenim la dezvoltarea asta personală. Noi am abordat subiectul de oameni toxici, este un șir de tineri mulți în Chișinău. Hai să-i evaluăm la un număr de vreo 10.000, așa îmi place să-i imaginez o cifră, el nu e fondat cu nimic. Dar sunt mulți tineri cu vârstă undeva între 16 și 25 de ani care sunt pe calea, cum răscolesc ceva să facă. Ei înțeleg că calea angajării nu este ok, sau cel puțin angajării în funcții de astea minore unde îți plătesc bani puțin, știi? Și ei caută să răscolească ceva. E că și e sugeratul la oamenii ăștia care sunt în căutare și au spiritul ăsta care știu sunt. Cum ai zis tu? Creativ? Cum? Dispersiv. Da, e mai bine creativ decât dispersiv. În primul și în primul rând, personal branding. Asta e importanța noastră, e cel mai important, pentru că asta e tot. Tu cu asta vinzi. De exemplu, la mine asta a fost tare problematic. Eu m-am desfăcut activitatea asta în jurul la personal branding-ul meu. Și când clientul trebuie să ducă la Veronica sau la Cristina sau la a treilea lucrător, acolo s-au început probleme foarte mari. Și doi, după personal branding, vine Instagram-ul și toate platformele și vă spun și de ce. Cum noi am rezolvat asta? Fata care îmi duce social platformele în Italia, împreună cu mine, tot așa ne-am consultat, am venit cu câteva idei și la urmă am ieșit la asta că facem ziua cu Veronica, ziua cu Cristina și la noi odată pe săptămână era de dimineață până seara, toată ziua cu meșterul dat, până ce toți clienții au început să se afecționeze, să îi îndrăgească și să aibă încredere în ei. Adică ele sunt tare, tare strâns legate, atât personal branding-ul, cât și platformele de social media. Și în a treilea să investești în tine, pentru că fiecare curs, cât de slab el nu ar fi, tu de acolo măcar o frază, dacă ai să o iei, poți să-ți schimbi toată viziunea. E că eu asta aud... Bun, hai că eu și produc programe. Eu cum îmi pun întrebarea oleacă din alt punct de vedere. Eu știu care e rolul la educație, dar totodată eu am observat la tare mulți traineri și asta se propagă și de antreprenori, inclusiv pe la tot felul de conferințe și restul, că e suficient o idee să o iei, că e bună. Dar oamenii nu cred în idei. Nu, tipa, tu ai putea să mai dai un exemplu de și idei. Unde ai plătit o sumă de bani, spunem câteva mii de euro, și ideea ai luat tu de acolo și cum asta ți-a impactat viața. Ca exemplu măcar. Există vreun exemplu din asta? Cum în capul tău? De exemplu, eu am fost într-un salon de lux din Milano și când am intrat, prima chestie care a fost, ni s-a luat geanta din mână și ni s-a luat haina și s-a pus pe cuier. Adică nu ne-a luat-o să o trântească aici împreună cu alte haine la client, dar cumva eu m-am simțit individual tratată ca un client special. Și m-am întors acasă și am zis, fetele de astăzi, ori toate care e liberă, dar care nu e ocupată, sau rugăm administratoarea să se ocupe de asta și asta. Și când ies clientul, când tu vii cu cuierașul și scoți haina și eu pui tu pe spate, italienii pur și simplu stopesc. Eu cred că fiecare s-ar topi, adică asta e un gest frumos. Și uite, de exemplu, eu atunci am cheltuit vreo 100 ceva de euro pur și simplu când ne-a spălat părul și ne l-a vopsit și repede l-a uscat, dar acolo eu am înțeles că, uite, mie asta îmi trebuie. Altceva la hotele scumpe, cum sunt păturate ștergarele. Interesant. Că e una, sunt mereu perfect la unghiuri pus, poate bărbați nu atrag atenție la asta, dar pentru mine, ca femeie estetică, asta e destul de mult contează. Și fix așa am început și noi să facem cu fetele în salon, că ne-am luat să le îndreptăm, să le punem, sau cafeaua care se servește mereu în scăni frumoasă, scumpe. Asta tot e foarte important. Pentru că la toate saloanele la care am fost eu în Italia câteodată și la cele scumpe, se dă în pahare de plastic și eu pur și simplu urăsc, sau de hârtie. Nu, asta tu analizezi competiția, analizezi zona de servicii și preiei diferite tehnici din diferite domenii de servicii. Da. Hotelier, sau, da? Dacă te duci la un salon scump și nu primești ceea ce te-ai așteptat, înțelegi ceea ce nu trebuie să faci. Ceea ce pe tine te faci, câteodată să pierzi clienți. Și eu câteodată mă duc, mă simt tare prost din ceea ce am primit și zic, bine, dar eu tot am observat la noi asta odată. Am înțeles. Și eu repejor ne-am scris. Stat, eu nu folosesc nimic virtual pentru... Eu tot îmi scriu pe foiță. Așa. Și îți dau un pont tot la Academia asta din Bologna care o fac. E că îl vezi că el e îmbrăcat de câteva 10.000 de euro și îl întrebe, Paolo, când putem să ne auzim să facem asta? Și el își deschide sacoul și ala de câteva mii de euro și scoate de acolo o fițuică și se uită și îți spune taxă, aici, și scrie imediat. Și pe partea cealaltă, el are scris toate ideile care el a zis, unde au mâncat și i-a plăcut și nu i-a plăcut. Poate când mânca i-a venit o idee, că taxă, eu ar trebui să motivez o leacă echipa și s-a scris tot acolo. Și încă ceva fain. Și el mereu spune, un lider adevărat când intră la serviciu, el nu începe că aici e murdar, că acolo, dar el trebuie mereu să fie pozitiv, să intre și spui, wow, ce de fain, davai, dați să-i batai, uite, aici așa, dar tu în genere ești tare maladeață, uite, uitați-vă la dânsa și de bravă, mai ating luna asta, noi să-i dăm un premiu. Și echipa să mă lipsește de la asta și toți vreau să fie așa ca persoana de care tu ai vorbit și toți vreau să aibă premii și vreau să crească. Dar cum asta funcționează? Deci, practic, ies că trebuie să lauzi oamenii, corect? Blintul de sandwich, ai auzit vreodată? Tehnica sandwich de a comunica? Da. Când începi cu o poveste, la mijloc pui altă poveste și la urmă închei cu alta. Fix așa, adică, de exemplu, că tu vrei să ucărești pe cineva, dar nu vrei... Da, dacă tu ești să începi să spui... tu asta, nu faci asta, tu deodată le-ai demotivat și la dânsul merge că eu sunt prost, eu nu sunt pentru lucrul ăsta, așa și dar tu începi să-i spui toate meritele lui bune. Uite, tu așa de tare ai dus tratativa asta, ne așa de tare ne-a plăcut cum tu ai vorbit cu clientul ăsta. Dar dacă făceai așa... E ca cum să îmbunătățești, da? Da, sau îi spui, da, uite, aici eu am văzut un pic că tu ai pierdut. Eu simt că aici noi ar trebui un pic să fim mai așa, mai deschiși și îi spui niște argumente, dar eu și termin cu sandwich să-i pui capac, dar eu știu că tu ai să reușești. Uite, eu azi fac împreună cu tine, tu mai vezi odată cum fac eu și data viitoare eu știu că tu mă bați și pe mine la clienți. Am înțeles. Ok. Și eu niciodată nu mă rușinez, spun că Veronica sau Cristina sau altă fată au făcut mai bine ca mine o lucrare. Și ele tare apreciază asta. Dar tu consideri că asta în Moldova tot funcționează? Asta și-i problema. Asta și era, pentru că eu cumva, eu nu vreau să fiu înțeleasă că a venit italianca și nu-i plac moldovenii. Doamne ferești, eu ador să mă duc la țară, să dansez, discurs, să mă întâlnesc cu colegii mei și nu au neapărat și tăți milionieri sau și să dormă în cort 3 zile la Prut, că eu sunt din Glodeni, din părțile și ele. Din nord, ești. Da, adică pe mine, adică hotelul și ala de 250 de euro pe sară și stau în cort cu colegii mei, pentru mine fix așa, și doar că eu acolo primesc o energie pozitivă de la persoane la care eu tare țin, cu care am crescut. Aici eu primesc o energie care pe mine motivează să fac mai mult, să câștig mai mulți bani și cumva ni tot îmi place asta. Eu tot și în Italia când fac câte un bal care se termină cu dans țigănesc și, și cu sau și asta e ok, adică asta face parte din noi, dar uite, ne-ar plăcea ca lumea să fie mai deschisă. Să spunem mai des mulțumesc. Dacă cineva o leacă te jignește, tu încearcă să reacționezi nu așa de rău. Poate persoana și-a avut așa o zi de proastă azi. Și tu dacă să o ajuți un pic să iasă, e pe urmă să spui scuză-mă, Iona, nu știu ce era cu mine, știi, nu. Cum spune odată, tot la un podcast eu am auzit, cum se transmite, nu știu, nata albă, dacă nu greșesc, cum se transmite energia asta negativă, că tu te duci la bancă, că ești sparat, ți răspunde așa. Tu, desigur, ești enervat, ai ieșit și te-ai uitat în taxi și ai trântit două la taxist că el s-a enervat și a spui la client mai departe. Și tot așa, asta merge și e un continuu circuit de supărare, energie negativă. Dar dacă doamna și cumva te-o stă și tu încerci cumva cu o glumă, poate și poate să reușești să-i aduci un pic de energie pozitivă și de un vibe așa mai fain, și e mai departe la următor client și e mai fain. Și tu ai ieșit și e mai fericit și e... Adică eu pot să am tragedie în familie, dar eu, când am intrat în salon, la mine pe față e scrisă fericirea. Asta trebuie antrenat, tot tema asta, că... E foarte greu, da, e foarte greu. Da, uite, eu am observat, eu am avut o perioadă când aveam o persoană foarte demotivantă în colectiv. Și fetele, eu aveam o singură, și până în ziua de azi am o singură pereche de blugi în garderobă și când fetele mă vedeau în Adidas blugi și în cămașă, ele știu când ziua și pur și simplu eu să nu te atingă, da? Da. Și cumva eu să-mi țăm tensiunea și aia. Și la un moment dat eu la serviciu am garderoba mea, mă duceam, îmi luam o rochiță, îmi făceam o coafură și ieșeam. Și le vedem cum ele învie, cum să... Și eu cumva m-am dezvățat de chestia asta. Deși eu să mă aduc să le terorizează, mai bine nici nu mă aduc la lucru, îmi fac o plimbare, îmi dau două palme și am intrat acolo și sunt fericită și sunt pozitivă și ele se încarcă de la mine și așa se comportă și cu clienți. Da, eu am început... Eu înțeleg și spui tu că eu tot analizez cum mă comport eu cu echipa și cum... Tot ce ești spui tu are loc să fie și eu abia încep a observa și a analiza în contextul ăsta. Că deodată când tu asta începi să faci, tu nu înțelegi. Tu efectiv ești la un nivel de convingere careva, știi? Știi ce mai este o chestie? Că persoanele supără și ele pur și simplu te ignorează, numai ele nu-ți spun, deși eu poate am greșit și eu să mă duc și să încerc scuze și să explic, blin, eu am făcut asta... fără nicio intenție, nici nu ne-am dat seama. Poate pentru mine asta e ceva ok, eu nu m-am gândit că pe tine asta te afectează. Și așa stric prietenii tare faine și din mândria asta că eu nu mă duc, că tu nu vii, că se pierde rapoarte și pe asta poți fi și la lucru. Și da, nu ușor, pentru că eu câteodată singură, când este vreo persoană de asta care eu nu știu cum să o scot de acolo și când eu mă duc la școala asta și ne-i spune, tu trebuie să o motivez, poate adăia să-i dăm să încerci să scutem de acolo și să-i dăm alte linii, să fac poate acolo mai puternic, poate... Nu și eu mă gândesc și zic, cum eu ei să-i spun că e bravo, când e pe mine așa de tare mă enervat. Asta e foarte greu, asta tot trebuie tu cu tine să lucrezi. Inteligența emoțională trebuie, așa? Da, și asta tot vine de la noi din copilărie și frica de a spune, de a face complimente la oameni, de a spune... că eu așa de tare te iubesc, că eu așa de tare țin la tine. Chestiile astea tot vin un pic din educația prea severă. Am înțeles. Da, sunt de acord. Ai impresie, eu în general cât mai mult caut și mă informez partea de psihologie, înțeleg că noi toți trăim în suferință și traume. Și atât e de a alege. Tu te privești în ochi și îți rezolvi trauma și mergi mai departe și devii mai self-aware, mă tinc, așa ar spune, mai conștiincios cumva, da? Sau tu rămâi acolo, mereu unde pe tine, tu nu poți trece peste supărare, peste mândrie, peste tema asta, e tare mult. Și reieșind, tu ai spus, deși am pornit discuția dintre diferențe de societate, că am impresia că în Moldova mulți le place să se țină în poziția de copilaș irresponsabil. Da? Da. E că asta e problemuță mare care puțină lume își asumă matură anumite responsabilități, scopuri, planuri, dezvoltare și restul. Dar pe mine mă interesează, dacă tot avem în față, uite, afacere de 1,5 milion în casare, asta e, și cu atât mai mult cu o echipă puternică, asta e o realizare la care mulți și multe femei visează. Cu atât mai mult că noi avem, cumva, te avem ca model de femei de succes. Eu cred că tu poate poți să nu te consideri încă, asta nu, e clar că tu ai mai în sus. Știi? Eu înțeleg. Dar nu de asta, pentru că eu sunt tare eșuită în viața de zi cu zi, adică asta eu mă tem. Eu înseamnă. Eu nu mă duc nicăieri, nici nu mă pozoresc. Și chestia asta vine tot tare, mă oprește ca eu să devin o persoană mai publică, mai văzut, pentru că Niuleac îmi pare care model, că eu tot ca și voi greșesc și eu tot ca și voi dau în bară. Și cumva chestiile astea pe mine tare mă opresc. Diferența e că tu greșești și o dai în bară, dar oamenii ăștia suntem măcar să greșească. Aici e un blocaj mare, știi? Așa, asta a omorât tare multe idei faine și idei bune care ar putea să aibă un succes destul de... Dar cum ai trecut tu? E că mine mă interesează și ai găsit tu. Cum... Hai altfel să întreb. Cum ai crezut tu în tine? Tu te-ai gândit vreodată la asta? Asta lumea nu înțelege. Asta vine cu succesul. Până și tu n-ai să lupți, schijos, să te ridici, tu nu reușești. Eu am fost toată viața complexată. Eu aveam și cu 30 de kg mai puțin ca mu și eu mă simțeam cei mai urât, cei mai grasă, cei mai nu știu cum. Eu niciodată n-am fost fericită de aspectul meu. Nici acum nu-s fericită, dar eu acum mă accept cu sarcasm. Cu ironie și viața e mult mai distractivă. Eu, de exemplu, fac o poză de grup și două fete din grup, da să văd șterge, eu nu-mi place. Eu niciodată nu mă uit. Sau fetele vin să fac poză cu mine la cursuri și mă întreabă, îți place? Tot îmi place. Eu fix așa. Ce să-mi faci? Pune filtru. Filtrele, văbșe, nu ni le arăta niciodată. Pot să mai pun așa câteodată și eu câte unul din glumă sau când lumina e proastă și vreau, știi, să schimb un pic, sau azi chiar am pre-machiat și am vrut un pic să șteargă că trebuie să fac o istorie. Dar adică așa, în limită, și dacă eu sunt așa, și să retușez la mine. Iasă că totuși e chestie de alegere, corect? Cum privești tu? Cum te tratezi pe tine, da? Da. Eu cred că trebuie să pui mai mult accent pe harisma pe care tu ai, și să te concentrezi pe asta, să dezvolți asta, pentru că până la urmă asta contează cel mai mult. Că ne-a scris cineva la Titania în comentariu că nutriționiștii nu-ți mănâncă, dar se ascultă. Vreau unde ai fost, că eu de vreo 3 am mâncat. Adică eu aș vrea să schimb poate ceva la mine. Eu ne-am dat mie un timp până în decembrie și dacă nu, să intervin la chestii mai ușoare care mai repede poți să faci. Dar adică pentru mine asta nu e esențial. Eu prefer să investesc mai mult în cunoștință decât să-mi pierd timp. Într-o zi poate să-mi vii și nie fișca asta și eu să înțeleg că vreau să devin nu știu și... Dar la moment pe mine asta deloc nu mă deranjează. Clar, nu trebuie să te legi pe ureche și să continui mai departe, că asta îți aduci probleme și la sănătate și la tot și nu trebuie să mergi pe opus, să fii deja ieșit din orice limită, dar dacă tu reușești să găsești un echilibru între tine, simțul umorului și ceea ce tu ai ajuns la moment, e perfect. Eu deja acum mă simt aici, eu mă simt în perfectă armonie cu mine. Dar cum ai ajuns tu la asta, să înțelegi chestia asta? Tare greu, pentru că eu cu 13 ani în urmă eram o persoană geloasă, complexată și destul de răutășoasă. Și eu îmi dau seama, și deși, pentru că eu acum, dacă mă uit în urmă la mine cu 13 ani în urmă, eu pur și simplu nu eram fericită de viața mea. Eu, asta pe urmă vine, atunci nu înțelegeai asta, corect? Atunci nu înțelegeai și atunci nu înțelegeam, dar deși pe mine nimeni nu mă iubește. Dar cum să te iubească dacă tu nu te iubești, dacă tu nu te poți uita la tine, cum vrei alții să te iubească? Și cumva poate cineva ți-a spus, știi, că poate știi să-ți cad ceva de lucru sau poate să lăghești vreo 5 kg și tu în loc să-ți pui o întrebare că, dar poate într-adevăr eu ceva fac greșit, dar tu sari cu ceva și mai jignitor, știi, ca să-i înșipi cuțitul până în inimă, să o doară mai tare decât te-a durut pe tine că ți-a spus fraza așa. Da. Și acum, dacă eu mă uit în urmă, mă regăsesc acolo. În răutate, în ce și poate văd azi pe aici și deși îți spuneam la început că nu-mi place. Lumea pur și simplu nu poate să simte liberă. Și de asta nu e fericit. Dar libertatea vine tot tu trebuie să o creezi dinăuntru. Dar cum tu ai început? A fost la tine vreun moment în care... acum mă interesează strict chestia asta, cum tu ai început să conștientizezi că tu ești problema ta. A fost vreo caz mai excentric, mai puternic, care ți-o dat de înțeles că asta pe bune tu decizi? Nu, eu am început să conștientizez asta când am început să vorbesc la cameră impusă și obligată de prietena mea Galia, care azi naște și eu îi țin pumnii. E foarte mult insistat și m-a împins spre asta să fac. Și eu am văzut un feedback de la oameni, lumea pur și simplu era îndrăgostită de ce și eu spun, de cum eu gândesc, de cum eu arăt, îți mă întrebau de unde iau hainele și tu așa de fain îți acoperi defectele și de unde iei toată energia asta. Și eu am început să mă văd prin ochii la alți oameni. Până și și în plus, aici iarăși ne întoarcem la soț. La persoanele care îți stau aproape. Pentru că dacă tu trăiești cu oameni liberi, tu poți să devii liber. Dacă tu trăiești cu oameni închiși la minte și negativi, tu niciodată n-ai să treci peste barierele astea. De exemplu, soțul poți să uite la mine și să-mi spui că tu cânti ca o vioară corpul tău și mă uit la dâns și tu precis la mine te uiți la mă cânti. Înțeleg. Eu înțeleg că el vede în mine ceva și eu nu văd. Da. Sau fata care ne induce social media. Ea câteodată parcă îmi pare că e îndrăgostită de mine, cu tot că e tot are soț și ea vede în mine și mai frumos și ei și nici eu nu văd. Și ea când îmi redactează și aici în Moldova și acolo în Rusia, ele când îmi redactează câte un video, eu mă uit și zic că eu asta într-adevăr sunt eu. Pur și simplu trebuie să te uiți la tine cu ochii la alți oameni. Eu cred că asta e cel mai important. Dar ai trecut prin exercițiul ăsta de a te privi în oglindă? Eu m-am pupat pe mine în oglindă, în zasos. Serios? Da, în țara și aia, când eu pur și simplu am simțit că eu sunt cosmos. Asta a fost și oglinda și aia este cu mine, eu din salon în salon și când am să deschid un salon mare, care e visul meu cel mai important, eu am așa un cub de sticlă unde o să fie oglinda și valiza și roz și asta o să fie istoria Valeria Mystic Hair. E frumos, dar povestește cu oglinda. Tu te-ai dezbrăcat în fața oglindei? Nu, eram într-o rochie nouă din banii mii cumpărați. Dar și te-a făcut să te uiți în oglindă atunci? Măsuram rochile. Eram singură acasă, măsuram, eram la lucru, nici nu m-am dus acasă, că noi trăim în afara orașului. Avem vreo 2 păhăruțe de prosecco în cap și am măsurat rochile și ele erau primele 3 rochii luate din banii mii. Și eu mă uitat la mine și așa de tare ne-a plăcut de mine. Și a doua zi, când m-am dat jos cum italienii fac tăți colațiuni cu croissant, de la ușa de unde eu am ieșit până la bar și inclusiv la bar persoanele care mi vedeau zi de zi, jumătate m-au întrebat, te-ai frezat, ți-ai vopsit părul, ești machiată diferit, cu toate că vopsit nu era machiată. Adică în momentul când eu m-am îndrăgostit de mine, toată lumea a început să uite cu alți ochi la mine, ei mă vedeau diferit. E frumos ce ești spui tu. Eu m-am uitat conștient. Eu de regulă mă uit în oglindă mult atunci când încep a înțelege că ceva nu-i tu, eu am prea multe reacții negative, ceva e un dezechilibru și eu mă așez și mă uit în oglindă pe bune, mă uit la mine și grăiesc cu mine. Tipa, și facem. Și faci, da. Eu tot am stările tipa, și faci, Dar faptul că tu, e pricolă că ai spus că te cunoști pe tine prin prisma la alți ochi, da? Cu ajutorul altor oameni. Că dacă ai în jur numai oameni negativi, cum spui tu? Niciodată nu ești din asta. Tu ai renunțat vreodată la oameni negativi? Da. Din și cauză. Cum ai identificat tu asta și curaj s-a trebuit? Oamenii care, de exemplu, fiind în dialog cu ei, tu intri în panică sau încerci să-ți vezi defectele sau începi să gândești, blin, eu trebuie să vând activitatea, de ce am mai luat oameni la lucruri din mâine, că s-a început pandemia, ori care dramatizează, mai scurt, da? Și chestiile astea. Tu poți fi cel mai pozitiv om, dar dacă ai o persoană care măcar 10 minute pe zi îți amintește de tot și se întâmplă... Eu nu mă uit la televizor. Eu tot nu mă uit. Eu nu mă uit deloc la televizor, nici la știri, nici la... Pe soț îl rog, noi în cameră nici nu îl pornim niciodată. Când vrei să uiți, duc în altă cameră. Eu pot să mă uit pe Netflix o dată sau de 2 ori pe an la vreun serial când pur și simplu am nevoie să plâng o leacă. Că nu pot plânge oameni puternici, tare greu plâng. Și atunci eu plâng, boșesc o noapte, mă trezesc în flat. Dar eu cred că oamenii puternici plâng mai des decât oamenii obișnuiți. Eu am ajuns odată în mașină, pur și simplu m-a oprit pe un deal și răcnem. Eu simțeam că dacă eu n-am să fac asta, eu pur și simplu o să ne explodez vasele și la cap și simțeam cum inima parcă se duce în stomac și mă apucau niște crampi de astea de dureri că eu nu puteam nici să merg la volan și credeam că poate am probleme cu, știi, rană la stomac, gastrit. Nu, asta pur și simplu era toată durerea asta și suferința care se acumulează când oamenii te trădează sau când cineva apropiat se duce în altă țară sau chestii de, sau dorul de casă pe care oricum mereu l-aveam în suflet. Multe și mine asta tare mă ajută. Ori îmi pun muzica tare și răcnesc, nu mă aud nimeni, ori mă opresc undeva pe unde am răcnit, am intrat în casă, eu usc ca nou. Așa e. Vezi, uite, când încep, e tare interesant, pe de-o parte, societatea mă învață pe mine să fiu cât mai ordinar. Să am un job stabil, să mă deplasez dintr-un punct A în punct B toată vremea normală, să plătesc impozite, să fiu respectuos. Căroce, ei îmi dau un stil de viață de asta, mediu comun pentru toți, da? Eu nici nu-s bogat, dar nici nu-s fericit, e că în Moldova e cam greu în așa mod. Și pe de altă parte, când discut cu oameni care fac bani, au afaceri, da? Repet că 500.000 de milion în casări de euro, asta e o cifră bună, care din zero tu nu ai, stai, tu trebuie 13 ani zis că ți-o luat, așa e să construiești tot pas cu pas. Nu, activitatea mea are 3 ani. 3 ani? 3 ani are. Ah, ok, super. Eu 13 ani ca să lucrez, mă schimb, să accept că există altă mentalitate decât ce cu care eu am fost toată transformarea durat 13 ani, dar activitatea, eu am intrat în domeniu de 5 ani, pe urmă pandemia am lucrat un pic în casă și am 3 ani de când eu am salon și am echipă. Și când discut cu oameni, că eu, e asta și interesant, cât îți de diferiți oameni și oameni ca tine, da, ei își permit mult mai multe lucruri care societatea le consideră sălbatice. Fiecare lege a fost inventată ca să aibă așa o străduță și nu ca să o încalci să devii criminal, dar ca să simplifici un pic viața. Pur și simplu trebuie să nu te uiți așa, dar să știi cum să dai ochelarii la o parte. Eu, de exemplu, am putut să lucrez și până în azi în casă și să câștig 10.000 de euro pe lună în negru, fără ca nimeni să știe. Eu asta încă pot să fac, eu oricând pot să mă întorc acolo. Dar pe mine asta nu m-ar motiva. Da, eu pot așa avea casă mare, cea mai bună mașină și m-aș modi în asta. Dar asta niciodată n-a să te ajute să crești. Și încă un minus tare mare, mulți angajatori aleg sclavi. Eu aleg campioni care să vrei de la mine mult, ca eu să fiu motivat să construiesc tot așa, ca eu să pot să le dau lor asta. Eu intuiesc că sunt două modele diferite de a construi business-ul. Pe model de, cum ai zis tu, sclavi, Ăsta e model, proces și execuția procesului, pe instrucțiuni clare, da? Da, dar și încă acolo unde să aleg persoane care se tem să spui părerea lor, care acolo își plătește tare puțin și oamenii suferă și eu cred că orice activitate crescută pe suferință într-un moment dat să se întoarcă. Ai avut, cunoști așa cazuri? Da. Da? Da. Dar știi ce mă interesează? E că imaginează să revenim și sfaturi ai dat unui om care a început abia să identifice că e înconjurat cu oameni cu gândire negativă. Sau are o pădrușcă în care des vede și așa îi distruge viziunile și pune dubii așa cum ai zis, se implementează. Mai rar și încet, încet să nu te vezi deloc. Cum să comunici cu asta? Pentru că poți să fii incomod, poți să-i spui, uite, eu din copilărie mă cunosc. Dar niciodată n-am spus la om că eu nu vreau să mai vorbesc cu tine. Pur și simplu, încet, încet m-am retras. Sunt ocupată, am timpul tare limitat. Câteodată te mai vezi până și raportul sărăcește și cumva fiecare își găsește alți... Așa, ok. Deci treptat asta trebuie de făcut, treptat, și eu niciodată nu mi-am permis să spun că eu nu mai vorbesc cu tine, că tu ești misogin. Stai, tu ești misogin sau te prefaci? Dar care e diferența? Nu înțeleg. Și importanța asta. E ca mie asta, de exemplu, tot nu-mi place. Când etichetează, da? Când etichetează, da. De unde tu știi, poate... Blin, dar de ce tu scoți fraza din context? De ce să n-asculți tot podcastul? De ce să asculți numai prima frază și spui că eu sunt așa sau eu sunt așa? Nu, că așa, asta te duci capul să faci. Nu, în mare parte, cam... E că e foarte interesant. Eu încep a identifica, în așa discuții, încep a identifica o diferență tare mare între un om care își asumă propria dezvoltare și începe să autoanalizeze, să dezvolte, să înțeleagă lucrurile cum stau, și între chestia asta socială de hai să etichetăm și lipsă de control. Tipa, eu am simțit ceva și deodată am scris pentru că eu așa sunt. Știi? Da, dar fix așa cum ei te-au etichetat pe tine misogin, tu poți să-i etichetezi ca terorizator sau cum ar veni. Da. Ca provocator, ca și vrei poți. Eu cred că e încă ceva și nu-mi place, de exemplu, culturile astea, știi? Care te impun atât de tare până și tu devii parcă un fanat în asta și toți care n-au părerea ta, toți să... Extremiști, asta e mai mult extrem. Da, da, și toți trebuie să-i distrugem, să-i ponegrim, să-i asta. Mie, de exemplu, îmi place să cunosc oameni și de aici, și de aici, și de aici, ca să nu fac concluziile mele, pentru că fiecare om e... Sau când văd că tu ești, ai o gândire tot sau suntem două credințe diferite și tu pe mine încerci să mă atragi. Uite, eu spun, tu nu e așa de tare îmi place, eu tare vreau să continu cu tine lucru sau să comunicăm pur și simplu, dar hai chestia asta să nu o mai auzim. Tabu să fie, să fie tabu, dar uite, nu-mi faci un disconfort foarte mare să aud cum tu pe mine încerci să mă convingi și pe mine nu mă interesează. Cum ție nu ți-ar plăcea dacă eu te-aș atrage în partea mea? Da. Dar eu vreau ca noi să fim prieteni sau să lucrăm mai departe. E ok? Dacă nu e ok și tot așa, înseamnă că, uite, asta e persoană pentru mine de exclus din lista mea. Deși eu trebuie, după și mă văd cu tine, să stau un ceas să mă gândesc că tu ești levă. Da. Sau că asta, când eu pot pur și simplu să nu te văd și să-mi cade treaba mea, sau noi ieșim la un numitor comun și ne vedem și vorbim de lucruri, de copii, de chestii, fără ca să atingem subiectul cealaltă. Adică cu un pic de reglări de reguli se poate de îmbunătățit și comunicarea, cumva, dacă e utilă. Da? Sau, de exemplu, eu mă uit, lumea ne scrie mesaje tare urâte de pe Instagram, de pe profiluri false. Asta-i, da. Eu câteodată le răspund așa de grubă și nici pe urmă așa, nici de jostocă, pe suflet, că eu mă gândesc, blin, dar dacă tu pe omul ăsta îl duci în depresie, știi, cu așa un răspuns... Știi? E că, deși eu să-mi pierd 10 minute să scriu ție că tu ești levă, când eu prostă pot să mă dezabonez, să nu mă mai uit la stories-urile tale, și să-mi cade treaba mea și să scriu comentariul la cineva care nu-mi place, ceva că tu ești Cosmos, eu sunt fanul tău. Eu mai întâi reacționam la comentarii, așa uneori reacționez pentru a amplifica, stimulez conversația, dar fix la aceeași observație am ajuns. Ok, sunt diferiți oameni cu diferite conturi care comentează, zic, pentru și eu să am reacție. Adică eu sunt conștient că eu public secvență mai provocatoare. Eu sunt conștient și fac eu. De ce eu să demonstrez altor oameni în comentarii? Problema lor, lasă să-i discute aparte. Și acum tot mă învăț și tot mai bine ne primește. Că mă analizez numai comentarii, îți văd mood-ul general, e mai negativ sau mai pozitiv și cam care stop comentarii și mă veselesc un pic. E că aici eu vreau să te contrazic. Nu, na, și ai spus, dar în altă frază de atac, gen că dacă tu ai numai recenzii pozitive sau numai comentarii pozitive, da, ceva nu e ok. Da. Eu, de exemplu, la podcast la Titania am avut 100% de... Nu, 99%, că era un comentariu negativ și la mine pe pagina Instagram e fix așa, de exemplu, o lună, fidelități, reacții, chestii. Exact, eu am 2000 de urmăritori și eu am câte 600-700 de vizualizări la stories și 100 și ceva de like-uri la postări, comentarii. 2000 de urmăritori sau 20 de? 2000 pe Moldova. În Italia am 20 de. În Italia e mai mic aproape statistica ca aici, așa, ca să înțelegi. Okay. Și nu am negativ și eu nu văd că cu mine ceva nu e ok. Eu cred că e o stare ciotcă. Nu, înțeleg. Comentariile negative ori vin din conturi false, cum ai zis tu. Da, da. Aici pe care i-ai atins mai concret. Ori nu a fost suficient volum de vizualizări ca să echilibreze. Pentru că eu am observat așa o chestie. Pe YouTube, comentariile negative, cel puțin în Nota 2, încep de la 70.000 de vizualizări în sus. Nu le provoc. Nu ascult, dar și eu să mă tem și să mă conformez, eu nu sunt conformist. Nu. E că cum ai spus și tu, eu mai bine mă accept așa cum sunt. Inclusiv, poate sunt misogin, poate nu. Eu, văpșe, problema asta în cap n-am avut-o până ni alți oameni au început să ne arăte cu degetul, știi? Și acum am nevoit să studiez ca să înțeleg. Adică, astea. В чем тут дело? Eu же вообще parcă despre dezvoltare grăiesc, despre bani, despre ce misoginism. Nu, oameni care se hrănesc din bani străini, e ușor să hămăi pe comentarii și să învinuiești, da? Să vedem ce să facă ei când să le să termine banii. Da. Eu să le mai arunc așa bucăți. Cu asta sunt de acord. Așa? Nu, bun, dar e ca, revenind, eu mă simt cu mine așa mai bine, de atâta eu sunt așa. Și din interesante lucruri, pe bune, eu și le discut aici tot care ne sunt interesante cu adevărat. Și sper mult că alții pot să-i educi. Dacă nu se educă, e problema lor. Blin, uite, eu deschid un podcast. Eu mă uit la podcasturi numai la tine și la Titania. Doar astea două le urmăresc în Moldova. Să privești și Unul Noaptea scurtă. Da, să mă uit numai decât. Dar, și am vrut să spun, eu deschid podcastul. Mă uit la teaser și încep a mă uita. Mă uit jos în unde voi puneți la și minut, să te duci. Și dacă văd că ceva nu-mi place, mă duc la mijloc și la sfârșit. Dacă văd că ideile cu care persoana asta vine îs contrar și ești nu-mi place, eu pur și simplu nu mă uit și mă duc la altul când am timp. Eu deseori când conduc, îl pun așa ca să nu-l văd, să nu-mi sustragă atenția, doar să ascult, ca pe o carte audio și atât. Fix așa și la Titania. Eu am intrat, dacă ne-a plăcut tare de energia care o transmite persoana, eu m-am uitat la tot, nici nu am observat cum. Dar dacă nu, deși eu să ne bat capul cu energie și negativ, că tu doar când te uiți și nu-ți place pe tine, în tine acolo șerbi și îți creează, știi, așa, niște nervi și niște de asta. Eu l-am închis și pentru mine ăsta e capitolul închis și am trecut la ceva care nici ne aduc plăcere. Absolut, de acord. Știi ce? Eu văd asta altfel. Decizia, tu și decizi și privești. Corect? În internet, eu nu-ți vând ție podcasturi ca să mă oblig față de tine să-ți livresc careva informații. Pentru asta sunt cursuri, business-uri, restul. Asta e un produs gratuit. Tu decizi unde îți dai click. Pe manele, pe... nu știu, Zinaida Julia, pe Galben sau pe Nota 2 sau pe Titania, tu decizi, numai tu. Și aici e întrebarea, când sistemic omul te hate-uiește, înseamnă că el conștient alege să privească și te hate-uiască. Și el e un fel de mazachist. Lui îi place să... El să-ți comenteze și tu să-i răspunzi și mai jos și el și mai în tare să nervezi pe tine. El se alimentează. El din asta se alimentează de energie negativă și așa mai departe se duci și o dă și la soț și la soții și la copii. Asta e o traumă. Asta e o traumă și un comportament. Deci eu, cum am început să citesc o carte, e despre 5 traume de bază și autorul, am început să fac și notiță, autorul se numește Liz Bourbeau. Și acolo comportamentul de mazahist, asta e o mască la o traumă care omul încearcă să o, cumva să o acopere. Să o ascundă. No, da, da. Hai să revenim un pic la bani, să discutăm și relația cu banii. Mine mă interesează cum este diferență, cum tu ai început să percepi banii acum, când ei au început să ruleze tot mai mult și mai mult în jurul tău. Eu am început să fiu mult mai atentă. La ce? La bani. Noi nu am avut educație financiară în copilărie și asta tare, tare, adică ca să mă întorc la când eu lucram în negru, banii cum vineau așa și se duceau pentru că tu, olea, că ai simțit gustul, ai vrea și o rochie nouă, ai vrea și să mănânci undeva mai bunișor și să cumperi altceva și o mașină mai bună. Și adică cumva banii cum vineau așa și te duceai și tu când trebuie să faci o investiție mai serioasă sau să-ți cumperi produse, tu iarăși te trezești fără bani. Și adică acum, în special după... Eu am avut o criză foarte mare, eu am pierdut 50.000 de euro în 3 luni. 50.000 de euro în 3 luni. Cum? Ai cumpărat un curs? Nu. Nu. Eu am intrat într-un gen de depresie. M-am lăsat... am avut niște feedback negativ de la un produs care mă e tare popular în Moldova. N-am să-i dau nume. În Italia, primele luni au fost atât entuziasmați, pe un produs noț nou deloc și toți clienți și au început să se ducă în altă parte. Că clientul știa că la noi ține 5-6 luni, eu spun 4-6, dar de obicei 5-6 garantat, chiar și 7-8, depinde de par. Și clienții au început să duc fără ca să ne spui nimic, pentru că pe noi, desigur, ne interesează doar feedback-ul pozitiv, l-am publicat pe stories și mergem mai departe. Când se întâmplă așa o criză, băieți, fiți atenți, urmăriți mereu feedback-ul negativ, nu vă supărați, dar răspundeți-le frumos, sunați-i, încercați să aflați de ce el are părerea asta. Eu am văzut că chestiile merg rău, că tot mai mult oameni pierd și în loc să mă concentrez să-i aduc înapoi, eu am început în genere să mă ocup de nic, pur și simplu, să nu vin la lucru, să stau acasă, să nu am grijă de mine, chestii de gen. Aici eu am putut să concediez jumătate din fete, să lăs doar fetele mele de bază și ne ajungeau clienți și să-mi păstrez banii și sau când ne-am trezit și ne-am dat 2 palme, eu am ales să pierd toți banii și încă am pus și din buzunar, adică în afară de 50.000 care eu aveam în cont ca profit pe firmă care eu știam că am făcut o comandă mare, de acolo s-a dus 20 și jumătate de lună i-am pus înapoi și oricum tot mergea în jur la și 50.000 de euro. Dar eu am păstrat colectivul. Eu nu le-am tăiat din salariu. Da, poate le rugam fetele care hai azi, săptămâna asta stai 2 zile acasă, ca oricum să aibă și ele acolo 1.000-1.200 pe lună, să aibă cu și să întreține, dar fără ca să spun că eu n-am client și duceți-vă acasă. Am chemat toate fetele, le-am pus cărțile pe față, uitați-vă, noi suntem în prag de faliment. Ni cineva tare șmecher ne-a dat sfaturi care era foarte fain de făcut, trebuie pur și simplu să falimentez, să vând firma, deschid alta de la zero și adică și datorii, în afară de 50.000, erau vreo 70.000 datorii la stat. Și eu am chemat fetele, le-am spus, zic, uite, eu v-am ținut toate lunile astea, pentru că eu, într-adevăr, cred în voi și țin la voi. Dar eu acum am nevoie de voi. Noi trebuie să aducem toți clienții înapoi, să le oferim un serviciu de lux, să-i pupăm pe toți în unde vreau ei, numai ca toți să fie bine. Și eu vă promit că în maximum 3 luni noi o să ne ridicăm de noi la salarii bune, tot o să fie ok. Și nu doar că am recăpătat și 50.000 de euro, dar am câștigat încă mai mult. Fetele au câștigat în salariu care dublu, care nu vrea să lucreze. Au rămas tot la și 1.200, dar sunt numai 2 persoane. Adică... Știi ce mă interesează aici? Aici mă interesează de unde ai crezut, cum ai crezut tu în tine că le-ai promis așa? Blin, dacă eu dintr-o valiză am ajuns să am așa sume de bani în cont, înseamnă că eu cu așa colectiv văbșe pot să răstor munță. Pur și simplu, încă o dată am înțeles că atunci când caz trebuie repede să te ridici și te-ai dat cu zilioncă și gazul. Dar nu să stai să-ți lingi rănile și să aștepți că ele să-ți treacă și că de undeva cineva să dea cu praf magic și să-ți cumperi un webinar și ți-i tăta să-ți treacă și să-ți vii bani așa din pot. Înțeleg. Eu am înțeles că numai rupând și Noi foarte, foarte ușor, aici au mai apărut o persoană nouă, un colectiv care tare ne-a ajutat cu vânzările. Și noi tare ușor ne-am... și aici o persoană s-a dus în vacanță și noi am înțeles că anume persoana și ei ne-a făcut să pierdem tare mulți clienți și tare mulți bani. Așa, ați găsit inamicul. Da, și mai ales că eu am în colectiv Alina Jori, care se ocupă partea administrativă. Alina ești partenera mea de business în Moldova și România. Administrație și finanțe, strategii de business și tot. Și pur și simplu aveau nevoie ca eu să mă trezesc, ca ei să mă poată ajuta, pentru că ei îmi spuneau, uite, noi trebuie să facem asta, dar n-avea și ne faci. Dar tu ignorai, da? Eu ignoram. Ai sabotat complet conflictul cu clienții, da? Da, da, pentru că eu totuși stăteam acolo în lumea mea și vedeam că tot e rău și nu știam ce să fac mai departe. Încă un gest tare frumos. Noi am început despre bani, dar tu din nou, tu ai pornit o idee și la un moment dat e s-a blocat la rulaje destul de mari. Clienții nou, înhăpată, da? Și asta e normal, așa, reacții de sabotaj. Tu pierzi încrederea în tine, tu pierzi mai multe chestii, da. Pui la dubii, da, și faci sau nu. Cum te-ai trezit tu în momentul ăla? Pentru că mulți aleg anume asta. E ca, tu imaginează-ți că la noi toți taxiști, dacă duci în Chișinău, toți sunt businessmen care s-o odihne. Înțelegi care idee? Că ai avut un business, e că ai falimentat o idee și după asta alegi înapoi, treci în angajare și spui că eu am avut un business, dar ea că datorită la stat, clienți, produs, echipă, dar tu toți ai văzut altfel. Milionierii, miliarderii din lume au măcar 5 companii falimentate, pierdute și împrumuturi ca să acopere cheltuielile și ca să pornească de la zero. Eu am 2, înseamnă că tu îmi prezești încă 3, da? Sau, tot pe asta, dar încet, încet, știți, cum eu. Eu doar nu am deschis alta, eu am mers mai departe, anume cu asta, pentru că eu înțeleg că asta e meu și nici asta îmi place și eu pentru asta trăiesc. Și nici asta îmi dă așa o satisfacție și o adrenalină care pur și simplu nu are... E interesant, tu vezi în dificultăți provocări, așa? Da. Și tu vezi în dificultăți studii. Uite, ca să-ți dau o idee, una, tu cât eu insist la tine. Eu m-am lăsat vreodată. Nu? Până și n-am venit aici. Da, dacă eu sunt aici, înseamnă că există o soluție la orice. Numai de la moarte e greu de ieșit, dar din rest orice poți să câștigi dacă vrei. Asta e unul. Și doi, eu când am adus tratamentele de restructurare de la Donatti, eu deja eram ok. De la o fată care lucra în casă, aveam vreo 4 angajați, un 20.000 de euro pe lună, deja a început să-mi fac cursurile, deja am venit aparte care mie mi-l aduce, adică eu eram ok, perfect, eu lucram în rând cu fetele și pentru mine era ok. Dar eu am înțeles că eu am nevoie de ceva nou. Că eu am nevoie de ceva care să-mi dea lumea peste cap și eu să pot să pornesc de la zero. Și aici m-am dus și am făcut cursul. Am venit în Italia cu vreo 2000 cheltuite pe curs plus bilet și vreo 5000 pe produs, nu mai țin minte. În jur de 5000 sau de mai mult, cam atât am cheltuit atunci. Și pentru mine la moment era o sumă destul de mare. Și am venit în Italia și am început să spun cum ele funcționează, cât de clasă, cât de fain. Și tot spuneam, nu, eu vreau keratin, eu vreau păr-drept, eu vreau păr-drept. Și eu am luat și tăți așa 5.000 de euro aproape de produs, i-am făcut gratis. Dacă tu vei să faci îndreptare, eu ți fac tratament cadou. Uite, atunci la noi încă tare a crescut clientela. Pentru că strategia asta nu doar m-a ajutat ca eu să aduc un produs nou și să am și succes, pentru că la mine casa încasările au crescut dublu după ce eu am adus tratamentele date, pe urmă a venit și Caciu și pe urmă a venit și alte branduri. Dar anume, de ce? Pentru că eu m-am plictisit și am înțeles că eu pot mai mult, ne întrebă ceva nou, ca eu din nou să fiu atât de entuziasmată și iar tot să crească și să fie fain. Și eu am început și când să fac altă comandă, s-a început războiul. Și eu, cu zi înainte, trebuie să fac comanda și eu înțeleg, eu și fac mai departe. Eu am rămas fără produs și n-am dormit vreo 2 nopți și ne aduc aminte, la mine tot se rezolvă când am dormit vreo 2 nopți. Da, știi și eu ne aduc aminte Aici tot m-a motivat o fifată din Rusia care scaldă în bani. Pur și simplu nu-mi place politica ei că e prea agresivă. Tipa, dacă n-ai să te înveți la mine, tu ești loh. Dar dacă ai să te înveți la mine, tu ești și bagată женщина. Nu-mi place așa. Eu mult mai tare merg pe omenie decât pe chestiile astea agresive. În fine, și eu îi spun soțului, eu trebuie să devin distribuitor, eu știu că eu aici ai câștigul meu. Eu trebuie să aduc ceva nou, nu știu cum, și ne aduc aminte. Asta, o mică remarcă, paranteză. Asta e momentul în care tu ai înțeles că pe lângă servicii tu vrei să faci și e-commerce, da? Și distribuție. Da, okay, da, okay. Dar deși, din nevoie, eu nu vroiam să fac asta, dar eu, în seara și când nu dormim nopțile și la două, eu ne-am adus aminte când ele la care am făcut curs ne-au dat numărul la băietul de la Donatti, care se ocupa de comerțul extern. Și eu îi scriu, el îmi spune că ca să faci comandă trebuie să devii distributor. Și adică eu pe o parte nu m-a interesat deloc ca eu să vând produsul ăsta. Eu pur și simplu am înțeles că el ne-a mărit casa de 2 ori și eu îl vreau la mine în salon. Cum am observat? Eu am pus toate încasările care vineau de pe îndreptare într-o parte și toate încasările care vin de pe... vânzarea produsului. Nu, vânzare, de pe tratamentele reci. În altă parte. Și eu am înțeles că aproape dublu s-a mărit casa. Adică eu nu pierdem nimic pentru că am luat o persoană în plus care are un salariu, în câteva zile ți l-ai acoperit, dar plusul era foarte mare la anume la asta. Și îi spun soțului că da, eu trebuie să devin. Și aici taman a apărut Alina la noi în companie, cu toate că noi cu dâns eram de mult prieteni. Și îi spun lui Alina și Alina zice, ideea e tare, tare bună. Dar înainte de asta, eu am înțeles că eu cumva mă profit de situația cu războiul și avem o fată din Ucraina în colectiv și îi spun, Căsuș, ce să fac? Eu mă simt un pic vinovat că cumva eu vreau să câștig, știi, pe seama asta, că eu am înțeles că nimeni n-a să poată cumpăra produse nici din Ucraina, nici din Rusia. Și tăța să aibă necesitatea asta să cumpere. Asta își numește antreprenoriat. Da, și ei ne spune, tu și atât ai visat chestia asta. Și te-ar opri pe tine. Tu doar, nu tu ai început război și nici nu tu ai să-l termini. Tu poți să contribui să ajuți pe cineva de acolo, dar adică tu nu faci absolut niciun rău la nimeni. Asta deja merge și asta deja nu se știe ce o să fie și o să întâmple mai departe. Și am devenit distributor la Donatti mai întâi în Italia și pe urmă Alina tare a insistat că noi să devenim și Moldova și România și eu un pic m-am răzgândit, când pare că și așa deja sunt prea încărcată, dar pe urmă Alina ne-a demonstrat că se poate. Dar Donatti, asta e produsă care tot ajută la tratarea părului, da? Uite. Și asta, în general, că am auzit de mai multe. Și italiană companie? Nu, e braziliană. Braziliană. Cei mai de top produse de cosmetică sunt din Brazilia, pentru că ei au, într-adevăr, probleme cu părul și ei mereu caută soluții. Și, dar nu da cu părul, și în cosmetologie sunt tare, tare, tare puternici. Și toate cheratinile din lume pe care scrie America, ele pur și simplu sunt luate tot de brazilieni, împachetate în containere enorme, dus și pur și simplu turna produsul în America, în Miami sau în Mexico sau nu știu unde. Apropo, la noi în Moldova tot așa, cămișui, șchiloți, Calvin Klein sau restul, făcute aici și vândute în Italia, da? Corect, da. Pentru că aici costă mai puțin... Nu, producția, da. Ok, am înțeles modelul ăsta. Și asta sunt doar legate de tratarea părului. Da, de exemplu, atât de colorare. Aici tare se lucrează în bază la pH. Tare mulți meșteri. Ca să înțelegi, eu nici nu sunt frizer. Eu nu am făcut școală de frizer. Eu am început cu tratamentele astea, curs făcut la Bălți, la Taniușa, care e pomenit la toate podcasturile și pe unde mă duc. Și eu m-am trezit, am luat singur practic mai mulți meșteri, nu teoretic, dar practic. Și la un moment dat, eu am înțeles că eu am nevoie de teoria asta și m-am aprofundat în pH. În genere, tratamentele pe păr acolo îi fizică și chimie, pentru că tratamentele lucrează în bază la pH și în bază la încărcările electrice. Ok? Da. Dacă tu faci decolorare, după decolorare, după decolorare, asta tu ții pH-ul părului normal e 4,35. Decolorare, 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 tu îl ții mereu la 12, pentru că decolorarea e alcalină. Și respectiv el mai întâi devine tare pufos, pentru că el în 12 el pur și simplu se umflă. Și pe urmă începe a se rupe. fix așa se întâmplă și la keratină. Nu că keratina rău, e fix așa de rea sau de bună cum e și de colorare. Pur și simplu, keratina e acidă și tu ții părul la pH-ul 3. Mai puțin. Da, și tot așa, tu l-ai scos din norma lui care lui pH, 4,35. Ce fac tratamentele reci? Ele stabilesc. De exemplu, dacă tu ai făcut o decolorare alcalină, trebuie să faci un tratament acid, restaurat. El îți închide. Echilibrezi, da? pH-ul s-o echilibra din nou la 4,35 și deja pe urmă poți să-i dai hrănire, chestii de astea mai faine, keratină, vorbesc de keratina noastră, din păr aia bună, nu keratina din dreptare, că acolo văbșe nu e keratina și e cistă dreptare. Dar tu asta carbon și așa mai departe. Da, hai termină. Și dacă tu faci acid, este tratament alcalin de 8, care îți aduce același pH 4,35 și părul nu se murdărește, nu-i gras și fiecare frizerul să-l poată decolora. Eu pot să schimb la orice meșter ideea că keratina e era la meșterii coloriști. Nu am nevoie de 20 de minute maxim o oră de tratativ la masă și să-i demonstrez și atât. Tu business-ul ăsta îl dezvolți pe model de MLM sau pe model de distribuitor care vrea să da, fără vânzări agresive. Noi mergem foarte mult pe... Eu personal mă duc în orice salon care e doritor și le arăt din timpul meu liber și absolut gratuit, pentru că pentru mine e foarte important nu doar să vând ceva, pentru mine e important că eu cred în produsul ăsta și eu știu că dacă eu îți arăt, eu te-am convins. Deci iese că mai nou, pe lângă faptul că salonul este, tu ai venit în distribuție și clientul tău acum sunt frizierii, sunt saloanele, e B2B într-un fel. Tu mergi în zona asta de business. Noi avem și B2C, dar avem și B2B. Asta merge pe saloane și avem și produsele pentru acasă, pe care deja oricine poate să le cumpere. Ele sunt vegane atât la conținut cât și la packaging, ambalaj. Și asta e tare fain. E tare interesant. Asta e, și îmi place în tot asta că sunt și servicii și este și produs fizic și ele se completează, da? La tine tot se completează, la tine în salon tot se poate, da? Toți, ele se completează, se combină între dânsele, ele sunt tare, tare fain. Și nișa îmi place, nișa, părul. Eu niciodată nu m-aș fi gândit că se poate din nișat o afacere sau mai multe tipuri de activități în jurul, nu știu, păr. În genere, frumusețea și sănătatea și alimentația nișele care mereu o să aducă bani. Doar tu trebuie să știi cum să aduci lumea la tine. Și faptul când tu spui că eu tratament era și nu eu, că clienții la noi nu vreau să dai bani pe asta. Una, tu singur te limitezi și tu te gândești și desigur, uite, încă ceva și la cursul ăsta nostru un milionar odată ne-a spus, unul e foiță, aș spune că, bine, dar la mine tot e în calculator și tu, mamu, apoi scriu pe foiță și dacă eu o să o pierd. Și el vine și spune, mai repet odată, și dacă eu o să o pierd, mai repet odată, și dacă eu o să o pierd. Gata, ai să o pierzi. Pentru că tu deja te-ai programat că tu ai să o pierzi. Fix asta spun și eu. Asta una, că noi trebuie să ne gândim cum să atragem clienți, nu că noi nu avem clienți. Adică tu pierzi atâta energie stijelui că tu n-ai clienți, când tu ai putea energia asta să o împingi încolo ca tu să atragi clienți noi, să inventezi ceva, o strategie, o publicitate pe Instagram, să trimiți cuiva să încerci ori să inviți pe cineva gratuit, pentru că omul se așteaptă că eu ne-am luat un produs și eu devin milionar. Nu așa se face. Eu am lucrat 2 ani pentru 10 euro, eu mă duceam la 200 de kilometri de la Milano ca să câștig 10 euro sau să ies în minus 20. Dar mie, tratamente. Mă ducem unde mă chemau acolo, mă ducem. Și când socotem că am mâncat drumul și tot, eu ieșeam ori cu 10 euro în plus, ori cu 20 în minus. Dar eu vineam atât de încărcată de energie că la mine s-a prinit. Și la mine asta e fain. Și pe mine asta în timp și m-a răsplătit. Eu niciodată nu m-am temut că sunt ei mai puțin sau asta, pentru că eu am știut că o să... Aici este o chestie care observ la tine, e credința în ce și faci. Tu credeai tare mult și asta cumva și compensa faptul că tu la început puțin făceai, dar fiind perseverentă și văzând că produsul e bun sau serviciu, evident că la 2 ani se adună bază de clienți, nu? Și asta tot începe să capitaliza. Aici iară mă interesează chestia, dar cum să găsești atâta credință? Tu își înțelegi că tu pe bune ai o experiență unică și experiența asta, dar mulți oameni se confruntă cu ideea asta. Eu aș face, dar nu cred. Eu aș face, dar dacă n-a sprânească, dar dacă e că... Eu sunt tare competitivă. Cu mine, adică nu că cu tine sau cu altcineva. Eu cu mine sunt foarte competitivă și eu tare mă tem de eșec și cumva eu aș face orice ca să nu eșuiesc, orice în limita bunului simț, adică nu apelând la chestii negative. Pentru mine asta e foarte important, ca eu să mă mențin, să rămână lumea de aceeași părere despre mine, să fac bine, să fac donații acolo unde este nevoie și nu de astea care prin telefon trimite cod, pentru că acolo tot e tare mult spălare de bani și chestii, dar când tu simți că poți să dai la cineva 20 de lei sau 500 de euro, atunci fă. Uite, ca să dau exemplu, când s-a început războiul în Ucraina, eu cu Alina, partenera mea, am organizat pe baza platformei de pe Instagram și a urmăritorilor mei ajutoare. Și transportul l-am plătit noi acolo, s-a vorbit de sume enorme de bani care pur și simplu puteai să folosești cum vrei tu. Și după asta, după ce noi am făcut tot asta, pe mine 3 persoane, refugiați, așa de tare m-au trăsnit. Eu venit, ne-au furat lucru, veneau îmbrăcați murdar, așa, și ne-au furat lucru și eu dispărut, pur și simplu, te blochează, nu-i nimic. Și până ziua de azi lucrează pe acasă și spun că au fost învățați de mine, adică... Și cineva aici poți să devii că ucrainenii sunt răi, că nu trebuie ajutați, că nu știu și. Dar eu mă gândesc la galașca care eu ne-am pus-o la karmă. Și ni după asta ne vine din altă parte ori o idee nebună care ne aduce bani, ori cunosc o persoană care intră în colectiv și îmi schimbă în genere tot istoria asta. Sau îți mai dau un exemplu, cum eram la Bergamo, la aeroport, s-a apropiat un ciuvac de mine și îmi spune, uite, nu-mi dă voie în avion, în autocar până la Milano, soția cu băiețel mic mă așteaptă și nu ne ajung 10 euro. Și eu îi dau 10 euro și era cineva cu mine și îmi spune, el poate te amăjește, deși îi dai. El dacă mă amăjește, el își face lui rău. Dar dacă, într-adevăr, el trebuie să ajungă la soție și eu l-am ajutat, voi vă dați seama ce bine am făcut eu pentru un tată care tare, tare era dor de copilul lui. Și după situații de astea, la mine se întâmplă ceva de succes. Dar deși tu consideri că omul, dacă șeri bani și te amăjești, el își face rău? Pentru că e mașinic, pentru că el cumva manipulează cu... Și asta doar... Oricum, el niciodată. El tot viața șeară și banii niște ori să devie alcoolic, ori să piardă în altă parte. N-ai cum. Tu ai văzut vreodată vreo persoană care șeri și care tu știi că pe ei și-a arătat și la televizor că sunt mișinoși și ai văzut că ei... învață pe la universități, oricum banii ăștia îi cheltui pe jocuri la casino, pe băutură, pe droguri. Nu-i nimic. Dar dacă, într-adevăr, vine o persoană care și ia 10 euro sau 5 sau 300, tu ai să le aduci... Uite, odată ne-a rugat cineva să cumpărăm la o doamnă care stă la pat un aparat ca ea se poate ridica, care ne poțești măcar să poată așeza sau să facă mâncare, să ajute fata, să simți și e cumva mai bine. Și eu am comandat-o pentru fetiță care a făcut curs la mine. E tăman trebuie să-mi dea niște bani și eu îi spun, Vica, hai achit-o și pe urmă să-mi transfer. Doar diferența decât îți pui acolo toate cheltuielile pe mașină, la care îmi spune nu. Hai eu cheltuielile ne le iau pe sama mea, că aș vrea și eu să particip la asta. Și când aparatul a fost trimis, doamna ne spune să vă trimit bani și eu zic că mă are 350 de euro. Nu e o, ori 300, nu mai țin minte, nu e o sumă atât de mare. Zic. Și el zice că da, eu tot mă gândeam să spun, haide să-i lăsăm chestiile ei. Doamna și ea atâta fericire au avut că ne-a sunat, cred că toate neamurile ei și ei ne-au scris mesaj și asta, pentru că asta într-adevăr e o chestie așa de pozitivă și eu cred că, uite, așa chestii făcute spontan, fără ca să ele și ți aduc un succes enorm. Da. Cum te conduci tu cât să investești în binefacerea asta? Ai vreo schemă, de exemplu, 10% sau după simt eu că pot să dau. Am înțeles. Cât simt eu și dacă știu că eu nu iau de la gură de la copilul meu și eu n-am să am mâini să-i cumpăr lapte sau să-i plătesc școala pentru că eu am dat cuiva suma asta. Banii ăștia putem să-i dau, de exemplu, la cineva din familie sau de la lucru. Dar nu era să fie așa de mare mulțumirea ca la o persoană care, într-adevăr, era visul ei. Pe dânsa, într-adevăr, asta i-a dat măcar, uite, atâta de libertate și de speranță că e într-o zi o să rădici și o să stai în picioare. Uite, eu pe asta mă conduc. Dacă asta și eu fac cumva ar putea să schimbi soarta la persoană și atunci eu nu am nici o schemă și cât pot atâta, într-adevăr, mă arunc și niciodată nu m-am gândit că, blin, dar eu vreau geantă de ce sau făp și pofic. E că aici apare așa o întrebare, aici e deja de dragul, cred că, de întors perspectiva, că nu se pare că oamenii ăștia care au nevoie de ajutor financiar, ei ar putea și singuri să-și organizează, reieșind din toată filozofia de dezvoltare personală, de a crede în tine, adică dacă omul undeva se blochează în viață și șere bani, înseamnă că el singur nu e capabil, n-ar fi mai bine de-i dat un push, el să dezvolte și singur să-și facă banii ăștia. Și gândești tu despre perspectiva asta, că tu cândva, cum 13 ani când zici tu, tot era într-o perioadă în care poate și aveai nevoie de bani, poate de la cineva ai cerut, ai împrumutat în aceeași situație și acum tu înțelegi cum asta funcționează. Și pe de altă parte tu alimentezi activitatea oamenilor care nu se pot lua în mâini și să-și decidă viața. Înțelegi? Acum să-ți dau și exemplu. Eu de multe ori testez. Uite, este un domn la Cugheba și la Milano care stă des la un semafor și el cere mereu bani și eu mă apropii de el într-o zi și îi spun eu nu pot să-ți dau bani, dar uite, intrăm în bar și el a cerut €1 și eu îi spun îți alegi orice vrei, de ce sumă vrei tu să mănânci și eu îți achet. Și el a spus că nici nu trebuie croissant-ul tău, nici de €1. Și atunci am spus, du-te tu, scuzați. Pentru că eu am înțeles că el nu are nevoie, el prost face business din asta sau lui pur și simplu îi trebuie €1, îți duci și joacă la aparat și eu acolo niciodată n-am să dau nici un bănuț. Dar o persoană care are o dizabilitate și tu poți să o ajuti, e până cineva n-a să o ajute, n-a să poate să ridică ca să faci ceva mai mult pentru asta, înțelegi? Da, uite, eu după asta mă conduc când fac chestiile astea. Sau o persoană care are cancer, desigur că e, o să iei tot familia să o ajute, o să iei credit. Dar dacă tu poți să pui și tu ceva acolo și ea are măcar o șansă, că cineva zice că ei, dai și-ți donezi, că ea are cancer. Băi, dar dacă ea are o șansă și tu ai, și ea să supraviețuiască și tu ai știut că tu ai participat la asta, tu îți dai seama și sentiment de recunoștință ai să ai tu pentru tine. Poate femeia și aia să te tuchească pe urmă și nici n-au ori bărbat și ăla, nici n-a să uite la tine. Da. Dar tu ai să te simți foarte bine și ai contribuit la ceva. Da. Adică eu nu donez să-mi spui tu, Nic, uite, eu sărac și prost îmi trebuie bani. Pe mine asta nu mă interesează. Eu mă stărui ca să fie chestii care, într-adevăr, se poate cumva schimba viața la persoana și ei, pentru că cineva dacă s-a ridicat și ați fac un lucru mai un manual pentru că poate și de așezat, asta tot pot să-i aduc ceva, un succes, sau ori să ajut fata să facă, nu știu, și colaș la comandă, să stea și să-i împletească și ea să-i vândă și tot pot să-i aducă bani. Ei pur și simplu trebuie să rădiși. Dar tu ai multe exemple, văd că tu ai făcut multă binefacere, nu? Că tot dai exemple și dai și de astea detalii. Eu și continuă să fac, mie asta îmi place, da? Mie asta îmi dă o satisfacție enormă. Nu îmi dă satisfacție atâta banii care intră, cât banii care eu îi folosesc cu scopuri faine. Așa, înseamnă că asta e unul dintre secrete, nu? Cum gestionezi banii? Și eu cred că de asta și banii se întorc înapoi. Pentru că eu ușor mă dispart atunci când simt că banul și ala pot schimbi istoria la cineva sau viața sau soarta la cineva. Așa, îți place să salvezi viața. De exemplu, eu, salvator. Soțul ne-a cumpărat casă, noi nu avem credite la bancă, nu avem nimic. Ei micuță deja pentru familia noastră mare și pentru garderoba pe care o am eu la moment. E frumos spus. Casa e mică pentru familie și pentru garderoba. Da, foarte modest. Și eu anul trecut am ajutat două persoane de la mine din colectiv să-și cumpere casă în Milano. Oh, ai ajutat... Făcându-le salarii mari, dându-le poate și un mic ajutor împrumut, cum ar fi acolo. Și cineva poate zic că tu ești proastă, tu n-ai casă, tu vrei să muți. Dar eu știu că eu când să-mi iau casă, să-mi iau casă. Dar eu la moment încă e ok, eu deja simt că e pe mine m-a depășit, dar persoanele astea două pe care tu le-ai ajutat, ele pur și simplu să rupă pentru tine și ca tu să crești și ca ele să poată să te ajute și pe tine cum tu i-ai ajutat când el a avut nevoie. Da, sunt de acord, dar aici, știi, este așa o mică chestie finuță că este o așteptare. Dar dacă omul este... Nu, de exemplu, hai să simulăm situația, da, să nu iei oamenii personal, tu ajuți să depersonalizăm tema. Tu ajuți un om, iată, așa mult, da, cumva, și tu cumva aștepți că el o să te ajute, dar dacă așteptarea nu se întâmplă, el pleacă. Da, ca să pleci. Tu ești gata. Eu am plan B. Eu mereu am plan B, plan C, plan D. Eu nu mă pierd, sincer. De asta nu dorm nopțile, da? Da, da, da. Eu nu-mi place să spun. Astea sunt niște chestii care pe mine un pic mă descentrează, desigur, dar nu numai pentru că eu s-o dus că eu am ajutat-o, nu, asta în genere n-are nimic. Nu, eu zic că ești un mudac și asta în schimb, eu, părerea mea asta și pe viață despre tine. Dar aici mai este o monetă. Da, eu am făcut atâtea pentru compania mea, da, că înțeleg. Poate eu trebuie deja să-i dau drumul, că ea să-și deschidă drumul ei și să fac. Depinde cum ea să pleci. Dacă ea să pleci și o să-mi spui, uite Valeria, eu simt că eu vreau să fac altceva, asta deja îmi creează mai mult disconfort, pe mine să mă doară, eu o să mă nervez, dar eu stau o leac și să mă gândesc și o să zic, blin, fata asta a fost munte pentru mine, de câte ori am avut nevoie și noi împreună am făcut tare multe chestii, deși eu să nu-i dau voie să... Clar că acolo deja sunt contracte de non-concurență, unde se prevede la câți kilometri și nu trebuie să divulgi. Astea sunt chestii care oricum tu poți să te tutelezi. Asta e una. Și doi, dacă ea să pleci, eu n-ați rămân tare rău. Dacă ați pleci urât, eu n-ați rămân rău pentru că eu am ajutat-o și s-o dus. Eu ați rămân rău pentru că eu tare greu mă dispărțesc de oameni. Eu tare mă afecționez anume la oameni și cred că ei simt asta și de asta și stau cu mine. E interesant. Uite aici, eu îți spun, eu am în echipă pe Veronica, verișoara lui Ioan Fain. Aha. Cine e Ioan Fain, dacă ceva... Da, uitați-vă la podcast, Vadim, mă spui link-ul, eu de-am știu. Da. Ea, cred că e persoana pe care toți o visează să o aibă în salon. Ei nini au mărit prețurile dublu anul ăsta. Ei se duci la fiecare om, îi face... preventivul, adică îi spune cât a s-o coastă, îi scrie pe foieță, îi scrie numele, familia și se duce la fata care e banii. Ca și tot, fășe ca și mine. Fășe reduceri ca când era salonul ei. Și când i-au plecat, noi am văzut de minusul care nouă ne-l aduci. Și îi spune, atâta trebuie să aduci. Cumva i-ar putea să fie tot ca fata și ei. Ea are salariu. Da. Pentru dânsa e ok. Dar ea pune atâta, așa un suflet în chestia asta, că eu pur și simplu nu înțeleg cum poți fi așa. Dar și ea au avut o creștere la noi enorm. Adică eu cred că e vede creșterea, e vede tot ce ești să faci ca ea să crească și e pentru asta rupe ca creșterea să fie tot mai mare și mai mare. Cumva tot asta e legat. Sau Cristina. Cristina a venit la mine și știe două cuvinte în italian, buongiorno și la reviderci și am faci cursuri cu mine și când noi ajungem la pus mâna, tehnica, anume copii tehnica, nu teoria, dar practic. E mă bate acolo. Ea e perfectă. Ea e perfecționistă. E stă lângă tine până și tu nu faci cararea așa cum n-o faci nici cel mai finuț frizer din lume, înțelegi? Sau Olesea în genere a venit, ea e tare pasionată de colorări de asta, dar e așa de fain s-o integrat în echipă și ea a mers contra voinței, pentru că eu oricum eu vreau să fac culoare, decolorare. Și aici eu deja am simțit că Olesea începea suferi de la chestia asta. Și ieri ne-a venit o idee. Și v-ați spus, vezi că eu mă întorc și noi avem un program tare fain pentru tine. Eu câștig că Olesea rămâne cu mine și Olesea câștigă pentru că e să fie mai fericit ca să aibă o zi sau două să ocupe de ce și îi place ei. Sau Nica care a venit. Da, mă și ajung la Ina acolo. Nica a venit în genere într-o perioadă care eu niciodată n-ar vrea ca vreo femeie să treacă prin cei și-o trecut ea în viață. Și eu am văzut cum e încet s-a realizat tot. Am ajutat-o. Acte, reședință, la copii, tot. Și de unde ne-a scris așa un mesaj că ei în sfârșit a venit reședința de mulțumire și de asta că eu pur și simplu nu știu dacă există ceva mai frumos ca gratitudinea asta care ți-o aduc faptele bune pe care tu le faci în viață. În afară de asta, chinii ne aduci și profit. Da, înțeleg. La noi, în echipă, cumva așa, sau Inga. Inga la noi a venit e tot are. Are bani, are casă, are piscină, are tot. Dar ea așa de tare vrea să lucreze. Eu o plâns vreun ceas jumate când eu i-am spus că nu, eu după curs, la mine toate fetele sunt luate de la cursuri. Ea așa de tare o plâns când o aflat că eu vreau să o iau în echipă și acolo am mers contra la toți și la toate, că nimeni nu vrea că ea să lucreze. Dar ies șede și dacă vede că fetele o pun mai mult la spăla capul și nu-i dau placa, e supără și îmi spune: ție îți mai trebuie scori, eu să nu mai vin la rog. De ce? Dar pe azi numai o fată am făcut. Zic, da, ți-i să fac, ești mai odihniți-vă voi și ceva. Sau Romina. Romina, de exemplu, e sales managerul nostru care încet, încet să o trecem pe comercial, care așa de tare o luptat cu clienții, dar așa niște tratative de fain o dus și de profesionale, că noi acum am toți clienții de la și mai zgârșiți până la și mai darniși i-au ridicat pe tăți la același nivel. Aici apare o întrebare destul de logică din ce ai spus tu ai numit numai femeie acum în echipă, da? Este așa o chestie că femeile nu se împacă în echipă. Și spui tu, cum gestionezi femeile într-o echipă? Că de regulă este, asta poate fi mit, asta undeva e practic, undeva așa se întâmplă, poate depinde de educație, nu contează, dar este mitul că femeile tare se ceartă și zbârfească în echipă. Noi am avut probleme cu bărbații aici. Ați avut probleme cu bărbații? Da. Da. Care anume? Anume, cu bârfitul, supărările și sfadălai în echipă. Da, să-ți răspund la întrebare. Eu cred că tare mult depinde de liderul, adică de mine în chestia dată, de cum tu creezi atmosfera și dacă tu faci concurență între dânsele și spui uite, Vera e bravă, dar tu ești un loser, înțelegi? Dacă tu faci... În primul rând, eu m-am învățat cu timpul să discut cu fiecare în privat, aparte. Dacă trebuie să-i spun că tu azi tare e porșit cumva, să o iau deoparte și subtil ca să n-audă, clar că se mai întâmplă, când și eu dau în bară și mă enervez așa de tare și fac și am fost la limită să pierd persoane din echipe din cauza asta că și oricum cât de tare nu te-ai concentra, câteodată iese răutatea asta din tine. Da. Dar eu ne-am cerut scuze. Nici nu ne-a fost rușine să mă duc, să-mi cer scuze și să-i spun eu am greșit, te rog frumos, eu am nevoie de tine. Asta una și doi, deci laudă comună, cert individual. Individual, da, okay. Da, ca să nu regulă, fie ca cine, de exemplu, eu spun am ucut pățeanul e tare bravo, dar tu nu-mi place, știi? Nu e corect. Eu pot să spun că aici a fost tare ok, mă simți bine, dar când ați ies eu să-i spun, uite, ai procedat cam urât aici, că nici nu ne-a plăcut. Deci nu trebuie să fie, pentru că aici își creează zânzanii. Unul se simte important, că tax, minimul laudat, dar pe tine nu înseamnă că eu sunt mai important și invers. Câteodată e greu, pentru că într-adevăr sunt persoane care sunt tare de mult, cu care noi deja ne-am botezat copiii asta și poate cineva oricum simte un pic de afect mai mult. Dar eu am pus două reguli tare, tare stricte la lucru. Dacă și în ceva am fost strict, asta a fost în altă. Eu dau afară pentru bârfi, asta e prima, și a doilea, când s-a deschis ușa la serviciu, noi suntem colegi, când s-a închis, suntem prieteni. Dacă eu, când merg cu tine la o tusovcă, noi ne distrăm, tu poți să-mi spui auzi, gestul ăsta nu numai distracție. Da, ai bine cu așa faci, știi, poți să-mi spui așa, dar la serviciu, noi suntem colegi. Dacă eu am spus că asta nu merge, nu merge, noi trebuie să lucrăm. Dacă te-am lăudat, te-am lăudat. Dar dacă trebuie să-ți spun chestiile care nu merg, nu mergi fără supărări, pentru că aici tu ești, ai o responsabilitate și noi aici vorbim într-un fel. Când să ieșim, deja acolo e tusovcă. Ce ai tu cu bârfele? De ce e tu așa? Ai strict, ți nu-ți place, ți oamenii care bârfesc. De unde până unde? Cum percepi tu asta? Omul care ți-i spune că, Vadim, da-ți spun ceva, Valeria, care a fost la tine, e așa de relevă. Uite, ne-a dus așa, ne-a făcut așa, ne-a spus că tu ești așa și tu te bucuri și zici că omul ăsta ne-a deschis niu ochi, nu mă uit, Valeria să întreba. Tu să știi că omul ăsta la când ați iasă, el a spui la altul despre tine fix și ți-a spus ții despre mine. Și vie ca fix așa el a să continui, el niciodată n-a să controleze. Pentru că asta e ca o boală, eu cred. Asta e ca o boală pe care aici, în țară, e foarte greu, pentru că eu am observat unor și companii, nu te-ai dus și unii și nu asta, tot cineva trebuie să-ți E tristă. Să-ți pui de altcineva, înțelegi? Da. Dar deși pe mine... Și aici iar depinde de cât tu ești de oprimant, pentru că, uite, că tu nici să-mi spui că ei îmblă în dode. Dar eu așa am. E ca lucrător, e bun. Da. Sau ca prieten, e așa de ciotcă. Pe mine puțin și mă interesează și fac și eu în chestia asta. Fiecare are alegeri. Cu cine sculcă, cu cine trăiești, că e cu bărbat, că e cu femeie. Fiecare acasă la dânsul poți să fac și vrei. Pe mine mă interesează câte valori ai tu în societate și cât de valoros ești tu ca persoană pentru mine, dacă suntem în parteneriat de lucru acolo, dacă suntem prieteni acolo. Dar ce își face altcineva pe mine, asta e una și doi. Tare multe familii cu sucrărit, cu este atât distruge din cauza la bârfi. Că lumea se amestecă, nu șcată de viața lui. Pentru și eu tot am bârfit înainte și eu știu ce înseamnă asta, nici tot îmi plăcea asta să mă întâlnesc și de. Ai trecut prin asta personal, știi? Personal, eu țin minte, eu aveam două prieteni la bază, Dina și Cristina, și tot eram geloasă, că îmi părea că ele între dânțele sunt mai prietene și pe mine alea că mă țin așa. Până și într-o zi eu zic, plin, dar pe ele să știu de când erau copii. Dar eu am venit de două zile, mă știu, și chestiile astea tot vin cu ani, că noi și până acum suntem prieteni, cu care ne vedem mai des, care mai puțin, dar când ne vedem parcă ne-am văzut în toată ziua. Dar adică eu, când îți spun de exemplu astea, eu le-am trăit. Pur și simplu eu am reușit să le depășesc. E interesant și eu observ că există mare tendință de a bârfi, вообще. Dar și spun, top podcasturi Nota 2 au un titlu, cuvântul bârfă sau scandal sau confesiuni sau restul. Da, pentru că la oamenii ăsta le place. La persoane nu, eu mă uit, știi, și pe... Dar aici e altceva, e că, de exemplu, de aici așa apar comentarii negative. Dă-ți spun teoria mea personală. Deși eu cred că eu am numai feedback pozitiv și deși e tot ok. Când s-a început afacerea asta mea, noi eram trei fete. Fata cu extensii, eu și fata cu genii, erau italiancă. Așa e cu genii, au mers pe hype. E cu tot să sfădea, ei și pe story și spune că clienții sunt răi și sunt proști, că așa la așa, că așa la așa. S-a sfădit cu o concurentă de ei cu genii, i-au pus tot și conversații și tot. Noi cu Vica ne-am făcut viața, noi cu Vica am avut o perioadă când cineva ne-a certat. Noi pe urmă ne-am înțeles, am văzut că acolo a fost, ne-am separat oricum, dar am lăsat loc de bună ziua, salut Vica, salut Valeria, când avem vreun client care trebuie să-l trimitem de la una la alta, noi am făcut-o ca și cum încă lucrăm în echipă, cu toate că noi am rupt orice relații de prietenie. Așelaltă e că așa am mers, hai până și-o pierdut tot. Ei ne-au dat nii primi influențări. Ea nu-i mai iar, e cu toți influențări și s-au certat. Ei și până în ziua de azi vin la mine. Ei ne-au ajutat cu sfaturi, cu asta la început. Eu am făcut și eu mai departe merg. Ea nu mai are clienții, ea vinde haine acum, nu știu ce faci. Pentru că e și-o stricat total reputația. Când tu faci hype și răutate pe stories, tu atragi așa clienți. Și așa clienții le-ați vii odată. Și pe urmă îți duc la altul și îți zic de tine că ești rău. Da. Și așa mai departe. Eu cred că asta e. Și din nou ne întoarcem. Așa și tu exprimi, așa îi atragi. Ok, gata. Înțeleg, da, interesant. Eu cred că tu nu ai hate pentru că nu ești expusă la audiență mai mare. Pentru că oamenii oricum îți diferiți și tu încă n-ai fost... Uite-te, cum numai tu ai să începi a promova mai pronunțat anumite valori de ale tale, cu care tu chiar crezi în ele, a să înceapă a apărea și hate-ul. Asta e fenomen tare standard. Pur și simplu, eu cred că asta e chestie de timp. Dar e că cu hype-ul e interesant istorioara. Mie îmi place hype-ul. Eu aici am luat ca peștele în apă. Eu observ. Dar asta nu ne afectează vânzările. Și oamenii din contra vin și vor să afle. Mindset-ul este, vor să afle tehnici, cum asta se poate de făcut, știi? E tot dintr-o parte interesant. Eu tot am vrut să te întreb. Cu toate că eu nu știu dacă asta pe mine mă reprezint și dacă nici ne-ar plăcea să fac așa fel de vânzări. Dar nu fac. Hype-ul e strategii de PR, vânzările strategii, Știi unde? Eu pot să spun... În brand personal, eu consider că hype-ul să ține strict pe valorile tale. Tu nu trebuie intenționat să fii răutășos și sari în cap la tăți. Nu mai este. Tu trebuie foarte exact să-ți promovezi valorile tale și credințele, să încetezi să le promovezi atunci când tu înțelegi că ele nu mai sunt de tine și să conflictezi cu oamenii care au alte valori sau care nu sunt de acord cu valorile tale. Asta e tot sensul. Pentru că conflictul, de regulă, pentru mine conflictul este motarașul educației. Da, dar eu un pic aici merg împotriva la ce ți-am spus până acum. Dacă pe mine nu mă interesează ce și tu gândești, deși eu să am conflict. Eu îmi prefer să mă concentrez pe oamenii care merg pe ce și unde cu mine. Să-ți dau un exemplu care, de exemplu, nu, tot storytelling-ul, de exemplu, hai să luăm și Titanic, nu Titanic, Avatarul. Ai văzut filmul Avatar, da? Eroul principal, acolo e tot hero journey, da? Pe dânsul și tot nu-l interesa și gândește sau și simte, de exemplu, capitanul lui, care o bombarda tot. Dar omul avea alte convingeri. Și ea ca pe asta se ține conflictul, că sunt diverse arhetipuri de oameni și vrei, nu vrei, dar să fie anumit tip de oameni care o să confrunte cu tine. Și este. Asta-i. În acțiune mereu există prăpastii dintre așteptări, realitate și reacția ta. Și tot asta creează un lanț de spusă, vorbe, acțiuni, restul și formează un conflict. Și tu vrei, nu vrei cu cineva să conflictezi. Asta e inevitabil. Înțelegi? Dacă tu te expui public. Da, da, știu. Asta e ideea. Și eu de data asta înțelegi, zic, ok, eu o să fiu așa cum sunt și oamenilor care nu o să le placă o să amplific cu ei conflictele. Eu și n-am nimic personal cu ei. Da. Pur și simplu, în confruntarea două conflicte, tu faci o leacă de reality show în care implici multă lume. Și pe asta se ține. E că vrei ceva să comunici oamenilor, comunică prin conflict. Dacă tu ai să ieși pe, hei, salut, eu vreau să vă învăț ceva util, cine să te asculte? N-a să fie impact mare. Cum gândești tu și statutul tău, confruntul cu alți oameni. Și acolo e adevărul. Dar asta e așa o leacă mai... Eu, eu pot despre asta să gresc mult. Eu sesiunea întregeam. Pentru că eu mă uit la podcasturile astea care creează... îmi place chestiile astea. Eu cred că eu încă nu am curajul câteodată să mă expun, că eu văd că cineva m-a aninat. Eu cumva nu răspund. Eu știi, am pus... tipa, ei, dar nu mai vreau. Da, și eu văd că e concret despre mine o scris în storia și e numai numine odată, dar eu văd că e pur și simplu vrea să mă anine pe mine. Și cumva ales și toată chestia se aplanează și de acolo unui conflict. Pentru că eu cumva m-am gândit mereu că dacă eu să reacționez, pe urmă eu îi dau auditoria mea, ei ne-o dă pe ei și nu trebuie oameni de ei de ăștia care îmblă numai cu scaute variante de astea. Și... Dar nu-mi place să observ dintr-o parte. Nu-mi place pentru că eu văd că ea are anumit scop și acolo, într-adevăr, ies... Eu tăte le-am văzut și de una chiar cu Natalia, care nici tare îmi place, de exemplu. Am văzut Pavalache? Ah, ok, da. Că am văzut câte asta. Femeia are alte convingeri și vrea ceva să-mi demonstreze. Superb. Deși să nu capitalizăm și eu și ea din asta. Asta e poziția mea. Dar eu nu o să fiu înțelegător în conflicte. Înțelegi? Aici e ideea. Deci e interesul că în momentul în care tu ieși într-un conflict public, păi tu trebuie să ții valorile tale până la urmă. Și gata, tipa, nu înțelegi. Caroci, asta tot îți gestionează. Hai să încheiem discuția mai bine cu o chestie reieșind din bârfe și din faptul că tu ai zis că cum elimini bârfile sau cum le dăunează. Pe mine mă interesează încă o chestie. Discuțiile despre clienți în echipă și dacă clienții în general au dreptate sau nu au dreptate. Și ce abordare faci tu în echipă vis-a-vis de clienți? Asta e prea minim interesează. Clienții au dreptate. Așa. Eu am intervenit de 2 sau de 3 ori doar și practic am dat clientul afară din salon când au fost atins fetele din colectiv care au plâns. Cumva au fost jignite, intenționat și fără niciun respect. Uite, atunci eu am spus că ți-ai luat banii, ți-ai luat catrafuțele și te-ai dus acasă. Desigur că eu după am discutat cu echipa. Le-am spus că ca să nu ajungem aici cu oricum undeva am greșit și noi, că am provocat, poate eu venit supărată deja de acasă și noi nu am reușit să o aducem într-o stare de armonie, relaxare, dar adică când eu văd că cineva îți bate joc de o persoană care numai eu știu prin și o trecut ca să ajungă să lucrez azi aici, adică eu aici aș putea cumva să fiu mai rea cu clientul, dar în rest clientul pentru mine are dreptate. Chiar și atunci când eu știu că el nu are dreptate, el are dreptate și noi venim sau cu o remunerare în bani sau cu un tratament gratuit sau cu ceva care lui să-i aducă plăceri, când eu știu, eu fac asta printre dinți, eu știu că asta nu-i bine. Dar de multe ori eu am o clientă în telefon care e salvat Sabina nenormală. Sincer, eu nu mai știam ce să fac de dânsa și am devenit cei mai devotat și cei mai fidelă clienta noastră care au încercat toate tratamentele și tot. Și eu de una i-am spus fetei să-i schimbi numele și să-i primat un set din partea noastră. Cumva eu m-am scuzat cu mine, știi, că eu așa. Dar e într-adevăr, economii primazovni cu trei măști, F24, nici nu este simplu, una peste alta. Și e că așa face să nu atingă, să nu-i faci așa. Și eu din ziua și am înțeles că clientul ăsta pe noi pur și simplu a să ne mănânci și a să ne scurgă de energie și așa și-a fost. Dar eu, fetele mele, au reușit să o aduc așa că acum e și mai e intră, e nu spune un cuvânt, e în sfârșit s-o scos masca și când prima dată s-o scos masca, eu m-am uitat și Sabrina, tu ești așa de frumoasă. Și că eu o vedem mereu, știi, numai cu ochii și e răi, dar așa, când și-o scos, pare mult mai tânără, un zâmbet așa de frumos, niște buzi mari. Și eu zic, eu prima dată pe tine în 2 ani te văd fără mască, tu ești așa de frumoasă și de faină. Și cumva, el oricum, noi am mers pe asta chiar dreptate și noi până la urmă am reușit să... Eu înțeleg, dar cum înțelegi tu clientul că e destructiv la început? Da. Da? Cum înțelegi că merită de dezvoltat și de dat o șansă? Pentru că eu sunt de acord cu tine, că sunt clienți care pe bune mănâncă echipa, energia și restul, da? Și sunt unii care fac asta din plăcere sau din modul lor de a fi și n-ați mai schimbe, știi? Dar sunt de că, așa cum ai zis tu, care se schimbă. Tu ai vreun criteriu cum îi deosebești? Noi încercăm până la ultima mișcare. Uite, de exemplu, chiar săptămâna asta Romina s-a confruntat cu client care ne-a lăsat o recenzie foarte urâtă pe Google, pe pagina noastră și pe mine nu mă interesa ca ea să-și schimbe recensiunea. Noi, eu am vrut ca ea să schimbe părerea față de noi și noi am ieșit la un dialog tare fain cu tratament gratuit făcut de mine personal, pentru că eu acum nu mai activez ca meșter doar când doresc și cu persoanele care eu doresc sau când pur și simplu simt că eu am nevoie să lucrez cu clientul. Și ea a fost foarte agresivă, ne-a blocat și eu am spus lui Romina, fata asta se duce în bloc. Noi pe dânsa nu luăm niciodată, ți-ai însemnat Instagram, număr de telefon, WhatsApp, tot ce avem de la dânsa și ea nu este clientul nostru. Eu aici sunt de acord că noi așa clienți trebuie să-i pierdem, pentru că Romina o analiza discuția cu dânsa și e de la primul mesaj când s-a salutat, eu a fost tare agresivă și tare urât, ne-a spus că eu nu cred că voi meritați banii ăștia, dar eu a să vin. Dacă eu cumva vedem mesajul salutat, eu nici n-aveți-o eu, pentru că ăștia clienți din start, el e pornit să-ți fac ții ceva, un disconfort. El vine prost să te gruzească. Dar de unde au femeile tendința asta? Că asta în special în servicii la femei, în zona servicii, da? Avem niște clienți, bărbații stăți ori așa vin la fete acolo, tăți rumei, ori rușinați, da. De exemplu, da, cred că asta vine tot din psihologie. Nu, sau din, poate ei trăiește într-o relație așa de toxică că e deja împușcă venind pe unii și nu merge. Ei pur și simplu îi trebuie o mână de ajutor ca ei să iasă din relație. Sau într-un blocaj. Eu am vreo 5 clienți, inclusiv și Sabina, care ei sunt... Sabrina, nu sunt curși cu prietena mea Sabina, că mă gătă să cred că e. Care... ei sunt tare panicați după pandemie. În Italia, după pandemie, lumea s-a desfăcut în 2 luni diferite. Așa care își până în ziua de azi în mașină singură cu mască și care îmblă cu dezinfectantul și îl beau, îl mănâncă, îl trag pe nas, îi trăiesc numai cu asta. Și oamenii care cumva au reușit să treacă peste asta și să continue viața, să se întoarcă la normalitate, cei care au fost până la pandemie. Și uite, aceia care au rămas acolo în trauma, aceia care lor le-a dus o pandemie, ei sunt tare periculoși. Ei pur și simplu au nevoie de psihologi, Adică așa de tare... Stai, asta e foarte interesant. Dar eu la noi, вообще, eu în Chișinău... Da, e și altfel a fost. Deci nimeni n-a crezut, вообще. Nici eu n-am crezut. Nici nu cred. Eu cred că asta a fost. Eu am văzut. Dar eu cumva am acceptat-o tot ca pe ceva ok, care pur și simplu a să trecem și peste asta și eu n-aveam răbdare să deschid ziua aceea când eu să ies din casă. Și eu la a doua pandemie, вообще просто am scuipat. Eu la prima n-am ieșit din casă, eu am stat soțul de afară și eu în casă sau invers, că deja în doi în casă era imposibil să știe. Într-o zi am ieșit și el cu Maria, cu o unde îți prindeu pești într-o băltacă. Proastă că eu i-am scos din țărite și încercau să mă ocup cu ceva, că să uit că eu sunt acasă, știi? Pentru că iarăși ne întoarcem că eu eram fără activitate și pe mine asta mă distruge. Și eu cumva, a doua pandemie, unde duci? Eu ne-am cumpărat tare multe chestii de astea de la poștă în Italia, se numesc Bolo, care spun pe plicuri. Și pe dâns le este dată. Și ne-am luat multe cu data din urmă și îmi luam odată la lună, așa, să am de un caz ceva. Și ne făceam contracte de o lună de muncă. Și eu, pur și simplu, cu contractul și ala, mă ducem, mă suiam în mașină și mă ducem la lucru. Nu lucram. Eu n-am lucrat. Eu n-am lucrat cu ferestrele închise, să-mi risc, nu. Eu pur și simplu mă duceam, mă spălam cap cu șampune de astea de 20 de lei, jumătate de cap cu jumătate fără, arătam video, cum s-o prinit, cum nu s-o prinit. Pur și simplu ca să nu stau acasă. Da, și zici că până acum sunt oameni care, tipa, concret... Da. Eu de ună facem o fotosesie în Milano și s-au deschis porțile într-o curte care chiar lângă salon și nu știam că acolo este așa frumuseț și văd una cu mască și intru și spun, doamna, așa e de frumoasă o grada dumneavoastră, se poate să facem două poze? Și eu sunt toată și strigă, nu, știi? Și eu zic, trebuie să-mi dau seama de când te-am văzut cu mască. Să nu mă aprochi. Că ăștia mușcă, ăștia srăi. Eu înțeleg, sunt persoane care au probleme de sănătate, cei și vorbește despre imunitate și sunt persoane care pur și simplu le s-au dus ceripița. Ei pur și simplu trăiesc în altă lume. Tristuț. Și cel mai strașnic, așa persoane și copiii cumva, așa eu trecut în trauma asta și în terorizarea asta. Anxietatea asta. Și le-au făcut 5 doze de vaccin și le-au făcut tot ce aici s-au putut ca să-i terorizeze. Și copiii și ea, noi avem la grădinița trecut, care și până ziua de azi duc cu mască pe căldura asta, când pandemie deja e în urmă, ei încă îmblă cu mască la grădiniță. Eu am fost într-o zi, m-au invitat la un eveniment la grădinița veche, dar eu acolo cu tăți am luptat și numai să nu înșeară vaccinul și nimic. Și nu când am vrut. Deși eu ți-i trebuie să arăt ceva și tu nu ai niciun drept să știi dacă eu am sau n-am. Și m-am invitat la un eveniment și când întâtăți cu mască. Și mă întreabă, de ce nu-ți pui mască? Zic, eu masca am ars-o când ai ieșit ultima zi de la voi de la grădiniță. E de la noi obligatorie. Zic, e dar la revedere. Deși eu sunt mască când s-o gătit tot, nu-i nimic. E ciudat, e că asta prea mai foarte ciudat că asta încă se întâmplă în Italia. Nu numai în Italia, eu cred că în mai multe țări, eu nu știu, nu prea am călătorit anul ăsta prin mai mult tot Italia. Dar europene, nu? Sau... Da. Și anume, știi, de ăștia care mamica încă îi duci de mânuță și mamica cu două măști și cu chilașul de vreo 45 de ani cu două măști. Dar și ei încă îmblă prin magazin așa. Tac-tac, să uită, știi? Trist. E trist și asta e foarte, foarte tare s-o resimțit. Eu cred că foarte multă populație trebuie ajutată după ce s-a întâmplat. Că lumea atunci, stând câte 3 luni în Chiș, în Milano, îmblau ambulanță, pompieri, parcă special fășeau, îi îmblau mereu cu sirenele aprinse, nu le stângeau niciodată, ca să creeze panică asta și arătau la televizor cum duc mort... Nici nu știu, asta într-adevăr a fost ori pur și simplu și lumea atunci pur și simplu mai ales aici care sunt mai mult știi de camere, care scriu comentarii fake, știi, în genere să li s-o dus cu tătul. Da, sunt de acord, dar eu am observat chestia după pandemie, oamenii au devenit mult mai și-au restrâns mult cercurile, singuri mult stau. Și de aici vine tendința. Da, deci vine tendința de a mă regăsi, de a înțelege, din plictiseala și e multă și lungă care a fost cumva. Pentru mine pandemia a fost E urât, spui asta, dar a fost momentul de victoria mea, pentru că eu în pandemie am făcut atâta content și lumea a început să afle de mine. Eu după pandemie am ieșit și am deschis salon. Când toți închideau saloanele, eu l-am deschis și numai l-am deschis și peste o lună am intrat într-a doua pandemie, ori două, nu mai țin minte. Dar nu cred că e rușine. Asta e fix așa cum tu ai beneficiat de chestia asta cu fluxurile de război. Sau pentru că dacă tu asculți oameni influenți și deștepți, tu trebuie să știi că o activitate, dacă e, tu simți care ceva special și n-are nimeni, ea să meargă atunci când tot să închid. Asta e regula și eu după asta m-am ghidat. În pandemie mulți au avut succes. Da. Mulți o spart. Așa funcționează mai scurt. Școala asta care o fac eu de business, ei până în pandemie aveau un facturat de 20.000 de euro pe lună. Și după, în pandemie, așa, eu făcut tare multe chestii gratis și așa de tare au crescut că am ajuns, fiecare ramură are câte 120 și care are milionul de facturat pe lună. În pandemie tot asta a fost dezvoltat, pentru că a atras tare multă lume. Bun, cred că aici să ne oprim și să lăsăm în voie pandemie. Și să-ți spun când te invit la doile. Da, nu? De continuat toată vremea interesant. Cam gata, nu? E trist că închidem cu pandemia. Da, să închidem cu așa că fetelor, Vadim, nu e așa de strașnic cum pare pe Instagram. Dar vezi, deși toți vin, deși mulți e că vin și se tem de mine, adică plin. Deci eu par așa de rău? Da. Serios? Da. Dar și nu mi pare rău. Și nu, eu cred că mulți tem de faptul că tu ești de direct, nu la tăți le place. Cum ți-am explicat și mai devreme, când cineva îți spune că trebuie să slăghești, tu în loc să te superi pe tine, știi asta, tu te superi pe cineva și mai tare, știi, ești cu o replică și mai agresiv. Eu cred că de atâta, pentru că eu eram sigur că te pun pe țigar și te fumezi dacă ceva. E ca asta, da. Trebuie la început să spui asta. Ce n-ai zis? De ce n-ai început podcastul? Eu cred că după ce am băut energizantul s-a trezit asta în mine. Nu, că așa, mai învăț eu și ascult, dar nu-mi place gândurile expuse direct, chiar dacă ele stăioase. Îmi place pentru că, bine, trebuie să fii în limita simțului ca să nu aduci daune morale la și jignire directă la persoana cu care ai. Adică să nu atași la aspectul fizic, dar să atași strict la problema care păreri, idei și asta. Încerc să fac tot posibilul să nu fiu nici strașnic și să fiu interesant și oamenii și interesanți. Bun, mulțumesc mult, încântat cu de drag. Cunoștință și de poveste și de insight-uri. Atâta! Am plecat în câmpul drept, să mă întâlnesc cu tot ce e rău.